foarte fain. Mă bucur că îți place. Și e foarte frumoasă zona. E risită, pădurea lângă e superb. Frică să murta, că vine Gina. Și acum ia să vedem ce fac părinții ăștia. E cineva aici? Aici stai tu. Ziua ta, ziua ta. Ziua ta, ziua ta, ziua ta, ziua ta. Dragostea. Fii atentă. Da. Asta e piesă pe care n-ai cântat-o niciodată. Mă iei direct așa, nici măcar bărbatul meu nu mă ia direct așa când ajung acasă. Stai să... Lasă-mă să mă dezbrac. Dezbracă-te. Dezbracă-te, nu uita. Astăzi este 12 decembrie. A, deci a fost ziua mea. Cu 3 zile în urmă a fost ziua ta. Deci... Și tu ești în decembrie. Eu? Nu, când ești tu? Dă-mi voie să mă recomand. Moș Crăciun. Ho, 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 Horia Brânciu. Ho, ho, ho. Până ho, te dezbraci, ho. Te încălzesc eu. Te Edi, de ziua ta. Pe frunte ți-aș aprinde o stea. Mi-aș tatua Gina, Gina. Numele tău pe inima mea. Și toată lumea știe că la Gina-i veselie. Și strigă în gura mare, I like to party. De ziua ta, dacă mă lași, ți-aș aduce smiley în 3 pași. Aș scrie sus în locul ei Happy Birthday. Ești pregătită pentru refren? Ia. Pian de aici. 1, 2, 3, 4. De ziua ta e simplu, să nu mai pierdem timpul. Dăm drumul la baloane, deschid șampani, un party la piscină și unul în grădină. De ziua ta se poate. Le facem pe toate. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Happy birthday. Danke schön, danke. Deci ești formidabilă. Eu ți-am pus asta pe masă pentru a te învăța să faci așa. Și eu deja am primat când fac asta, jur. That's what she said. Nu, chiar prima dată când pun mâna pe așa ceva și fac așa. Păi nu, nu-i dau microfon. Stai. De ce să tragă microfonul? Să-mi ia toate piesele? Să cânte ia toate piesele în locul meu? Să cânte ia toate... Și eu mai folosesc? Gata? Gata, aruncă-l. Îl dăm, îl aruncăm. Hai mă, puneți-mi voi, mă lăsați așa. Nu, e vorba că... Stai să mă dezbrac, de-aia am venit. Iartă-mă. Știu că în momentul de față, știi când... Și soția mea când vine acasă după concerte în țară, îmi zice... Aruncă! Da? Nu. Glumesc. Mă alin și eu. Draga mea... Și asta cum o pun? Nu, pune pe masă. Da? Vreau să spun de ce. Ia puțin căștile și fii atentă. Puneți-le ușor. Puțin, m-ați luat direct. Băi, normal. Te-am luat direct pentru că nu e timp de pierdut. Și acum zic, fii de aici. O apropie de microfon și spune... I love you. Mă rog, spune ceva senzual. I love you. Vezi? Te auzi bine în cască? Mă aud tare. Tare? Uite de aici. Acum? 2, 2, 2, 2. Mai tare. Acum? Îmi place tare. Așa este, ok. E prea tare în cască? E prea tare în cască. Dar știi că ți-am făcut după urechile mele. Ceea ce înseamnă că nu stau bine cu urechile. Ok, deci am tras o concluzie. Aici încheiem podcastul nostru, a fost invitata noastră. Băi, dar părul îmi stă bine, că n-aveți, trebuie să vă iei aici. Dă-mi telefonul, fii atent. Îți fac o poză cu telefonul tău. Care este parola? 000000. Unde e parola? Stai, mă. Îți fac o poză, te uiți? Uite, lasă, mai bine îmi fac eu așa. E ok-uț, aș putea spune. Acum e ok-uț? E ok-uț. Deci, personal, eu, dacă te-aș vedea acum și nu te-aș cunoaște deloc,
În momentul ăsta, și n-aș fi căsătorit, în momentul ăsta aș zice, încerc să vă deranjez. Ce faceți tot restul vieții? Băi, le știe pe toate. A, deci, așa era. Nu, da. Deci în primul rând ai cântat fără să-și cer. Ai pus mâna pe un instrument de percuție fără să-și cer asta și mi-ai luat vorbele din gură. Așa l-am cucerit pe Andrei, să știi. Am făcut totul fără să-mi ceră nimic. E chestia aia că jumate, ci că știi, adevăratul cuplu zice așa. Că eu spun jumătate, tu spui jumătate. Dar el face așa. Gina, aș vrea să-mi spui că e bine să te duci la coadă la pâine. Du-te! Da. Și aș vrea să mai spun că știu în seara asta mai pregătit o cină romantică și cu petale de trandafir, altceva. Și vreau să... Da, și că mă iubești și că nu poți trăi fără mine. Altceva? Nimic. Asta e. Deci da, eu am o mare admirație față de femeia inteligentă. Femeia inteligentă, femeia care... E în același timp o combinație formidabilă și tu cred că ești combinația asta între o bunătate exacerbată. Da, și o extremă. Da, asta e femeia perfectă. Sunt. M-a întrebat așa în revistă, ce stil ești tu? Ce fel de femeie ești tu? Zic, sunt femeia cameleon. Adică poți să bei o bere cu mine pe bordură, poți să mergi cu mine la un eveniment și să strălucesc toată, poți să îmi dai un colț de pâine dacă mă vezi pe stradă de milă, știi? Adică n-am, eu sunt cameleon, așa, eu nu, cred că le conțin pe toate. Și atunci, cum trebuie să fie bărbatul? Deci bărbatul trebuie să fie înalt, suplu. Brunet, tuns recent. Băi, bărbatul trebuie să... Ia, să vă notați. Nu există bărbatul perfect, cum nu există nici femeia perfectă. Dar bărbatul meu trebuie să mă echilibreze și trebuie să mă las să fiu eu așa cum sunt eu. Tâmpită uneori, aeriană, pasională până și cum eu cum mă cer, nu mă cert. Mă cert cu pasiune, nene, cu venă umflată. Deci știi foarte bine că noi cunoscându-ne de foarte mult timp, eu acum am pregătit niște întrebări, dar acum mi-ai citit o întrebare. Vreau să te întreb o chestie pe care n-am înțeles-o niciodată. Eu l-am cunoscut pe Tiberiu Andrei Maria. O să discutăm puțin despre el și după ce aruncăm subiectul ăsta la coșul de zilnic. L-am cunoscut în diverse tipuri. Când era cu simplu, când era complicat. Așa? Și vreau să spun un singur lucru. Este singura persoană din viața mea, artist, și am cunoscut mulți artiști, pe care nu l-am văzut niciodată bătând cu punul în masă sau enervându-se în cel mai mic fel. Auzi? E pe Xanax pe atu? Nu, este foarte echilibrat. Este foarte echilibrat, este diplomat, este genul în care atunci când iau o decizie, inclusiv să spună ceva, el stă și o gândește înainte să o spună. În schimb, eu sunt opusul. Eu sunt, da, dacă îmi vine să spun orice, nu contează că dau foc la, metaforic vorbind, la cei în jurul meu. Dar el este foarte echilibrat. Bine, dar... Are o maturitate, nu știu, are... Și cum se împacă asta cu vulcanul, Gina? Se pare că foarte bine. Facem 7 ani, cred că la... Da, la anul, facem în martie, facem 7 ani. 7 ani! Aveți o melodie cu 7 ani? Maestre? Da? Domnul și domnilor, Iron Maiden. Seven Son of the Seven Son! Iartă-mă, nu știi tu, Eddie, asta. Asta e mai tânără. Se împacă bine cu felul meu de a fi. Și asta am apreciat cel mai mult la Andrei. Nu știu dacă am zis-o vreodată, dar înainte să încep relația cu el, eram eu așa... Indecisă. Nu indecisă. Mă gândeam, zic, bă, oare o să-mi găsești eu pe cineva așa care să fie ca mine, așa, să fie un om fain, un om simplu, un om... Și avem așa o discuție cu Dumnezeu, Doamne, să fie ca mine, nu cer nimeni mai mult, să fie omul potrivit pentru mine. Adică să fie om bun, înainte de toate, că lumea în care ne învârtim noi, vezi tu, că nu e chiar... Da. Nu mai este ce cum era sau. Și să fie un om bun și să fie bun pentru mine. Și uite. Da. Că... Doamne, a zis da, bine, da, Gina, da. Voi vedea ce pot face. Da. Și a făcut bine.
Uite, pentru că ai început cu foarte multe elemente și ai spirit de inițiativă, eu vreau să fac... Ai dărâmat ceva iubire? Ai cunoscut-o pe fiimea, nu? Da, da, este o fată atât de faină. A, este cel mai mare fan al ei. Așadar, începem cu dreptul, da? Da. Da? Perfect. Acestea sunt... Acestea sunt găluștile cu prune. Andrei m-a povestit-o. Care Andrei? Nu cunosc niciun Andrei. Găluștile cu prune sunt aici. De când doresc ca primul fel din viața mea să fie găluș cu... Farfuria e goală și va trebui umplută. Găluștile cu prune. Găluși cu prune. Deci, iartă-mă. Ce știți voi despre acest gomboț? Gomboțul ăsta cu prune, mamă, este foarte simplu. Aici ai două chestiuni. Da. Pentru că eu în ziua podcastului eu nu mănânc cu două zile înainte și două zile după. Bine, vă mint, mâncai niște covrigei în mașină, că eu dacă mie, când mi-e foame, așa? Mănânc foarte urât. Mănânc like-ul. Mi-e rușine de mine. Eu știu despre gomboț că pe vremea mea... Așa. Pe vremea mea, din păcate, nu existau mașinării ca să scoată sâmburii din prune. Astfel încât... Eu atunci, de fiecare dată, cu pofta venind către gomboțul respectiv, îl mușcam și... Plouă în gură. Și tot așa. Uite, uite, acum pruna este fără sâmbure. Iartă-mă, văd că îți place, să văd și eu dacă e bun. E complicat peste microfon, nu știu cum. Mamă, gomboț. Dar ce știți voi despre gomboț? Cum? Știți povestea gomboțului? Există povestea gomboțului? Ce, mă, nu v-a zis Andrei? Nu, de aceea te ascultăm. Era odată. Mi-e și frică că eu sunt de sinceritate, ești din comun, știi? Și Andrei, iubita mea. Da. Trebuie să-mi vezi să-ți pui un filtru. Uite, mașina mea are un filtru de ulei foarte bun, iubita mea. Deci, iubita mea, fii atât de aici. Mi-e frică că mă ceartă Andrei. Nu, că mai nu. Mă ceartă uneori așa. Tocmai pentru că sunt foarte sinceră și bine dacă nu am acelea de gomboț, nu. Da, așa, în general. Așadar, povestea gomboțului sună așa. Povestea, deci noi vorbeam așa la, prin... Ne recomandam filme, una, alta... Asta înainte să vă cunoașteți, acum 7 ani. Da, înainte să ne cunoaștem, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de astea de meme-uri funny, eu așa sunt, bancuri, mai mult meme-uri de astea funny. Și îl făceam să râdă. Așa e, agăț. Așa l-am agățat. Hey. Și nici cum am venit de mâncare. Eram eu cu prietena mea, eram la pensiunea părinților ei și am mâncat gomboț. Și m-a întrebat ce faci. Și îi trimit o poză cu un gomboț. Așa. Nu cu doi, cu unul. Zice, sinceritate. Ce poftă am, v-am zis că iar o să mă cer. Și îmi zice, mamă, ce-și mânca și niște gomboți. Păi zic, vrei să-ți fac? Când mă întorc în București, ce-ți fac? Da! Și zic, mamă, ce bine, gata, l-am agățat. Scuze-mă, trebuie să... L-am agățat, asta e după aceea jingle sonor. Da, glumesc, să dai seama. Da. Și mi-am făcut gomboți. Bă, prima dată că am avut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. Și a venit omul la mine, știi? Mi-a zis că a avut puțin treabă la studio, sau nu știu unde fusese, și a venit la mine. Am stat, era Depeș, nu mai știu, de fapt toate albumele Depeș era pe televizor, pe YouTube. Și ne mâncam gomboți, știi? Și am stat câte vreo 3 ore pe Depeș și gomboți. Da, Depeș și vreo 3 ore? Da. Și pe urmă trebuia el să plece și a plecat. Da, s-a mai întors după legenda spune că 7 ani mai târziu încă stăm. După șapte ani în Tibet. 7 ani la Gina. Vreau să spun că, acum vorba aia, la sinceritate se răspunde cu sinceritate. Nevastă mă cunoșteam de mult timp. Mi-a fost producătoare 99 la Sarabanda. După aceea mi-a fost producătoare la Național TV. Asta la TV, la Național TV următoarea dată. Lucram cu Titus Munteanu, 2004. După aceea mi-a fost producătoare la filmul de la ProTV din 2006, Om sărac, om bogat, serialul ăla. Deci până atunci noi ne-am îmbrățișat, că eu sunt în tipul Hulk. Da, ești... Eu sunt Orsul Balu. Da. Dar n-a zis nimic. Și după aceea atunci la film, atunci undeva în buftea, s-a produs. Dar nu a fost vorba de gomboț.
A fost vorba de altceva. A fost vorba de... Am făcut o mișcare de Michael Jackson, nu știu, flip-flac și a zis, ha, acest bărbat senzațional. Altfel nu-mi explic. Gomboțul ăsta l-am făcut special pentru că eu nu am mai mâncat de mult și este prima dată când servim gomboț în deschiderea unui podcast. Eu nu i-aș fi spus podcast, dar așa am primit de la americani. Dar cum i-ai fi spus? Gomboț. O întâlnire în fiecare luni. Noi doi ar trebui să, pentru cei 7 ani și pentru cei 22 de ani de viață ai tăi. Mulțumesc să fie primit. După ani și ani, 22 de ani. Pe 9 decembrie, 22 de ani. Da. Extraordinar. Se spune că a fost o zi bună în anii 80. 9 decembrie. 1980, la mulți... 1900... Deci ai văzut ce manevra, m-am ocolit toată asta ca să trec. Uite așa se bea. Așa. Uite așa se bea, uite așa se bea. Sănătate. La mulți ani, Gina, la mulți ani, copii! Wow! La mulți ani! Da, măi, am făcut și eu 42 de ani. Nu trebuia să zic scuze, tăiați la montaj. Știi că nu se mai pune bibla. Mother, vârsta mea este de ani. Îți dai seama că ar trebui să fie plină de bipuri emisiunea asta. Nu, că-i porcul mândrie, că nu i-am trăit degeaba până acum. Chiar nu mă lepăd de niciun dintre ei. Dragii mei, această diafană prezență din fața mea blondă s-a născut la Roșiori de Vede. De Vede. Roșiori de Vede. Și ai fost pe rând așa. Iartă-mă dacă... Fotomodel, prezentatoare, actriță și mamă. Și mai descoperim câteva calități astăzi. Da, cam așa, cam asta. Nu, am și muncit mult la vârstă, la mine, când era mică, că am fost un copil sărac, că am fost nevoită să muncesc. Dar așa, cam așa a început, da. Fotomodel, bine, fotomodel că nu mă avantaja înălțimea. Eu am tot sperat să mai cresc, dar n-am mai crescut. Tot la 1,67 m am rămas. Dar, da, fotomodel... prezentatoare, actriță, nu sunt actriță. Ba da, ai jucat într-un film. Jucat mai multe și în seriale, dar nu, e așa ceva... Na. Băi, iartă-mă, dacă eu sunt un tânăr, am 20 de ani și deschid televizorul și văd, a, uite pe Gina, a, ce face, joacă. Ce, e jucătoare? Dar nu mă pot numi actriță, să fim serioși. Dar cum, uite... Eu, da... Uite, prima dată când l-am întâlnit pe Jorjac, i-am spus așa, să știi că eu sunt actor amator. Tu ești actor profesionist. Bine, după ce ne-am cunoscut mai bine. Și lui Pelicanu i-a zis la fel, și lui Șerban Ionescu. Eu sunt actor amator. De ce? Pentru că acum dacă îmi dai o fișă și toată lumea știe că la Gina e veselie. Bă, pot să traduc în mișcări și gânduri și să rostesc anumite cuvinte. Da. Deci joci, efectiv. Da, am jucat. Și la Serviciul Român de Comedie tot un fel de joacă a fost. Adică... Că avem acolo personajul meu pe care îl jucam exact. Interpretăm alături de Jojo. Exact. Da, ai trecut prin toate chestiile astea și mie mi-a plăcut foarte mult. Pentru că face parte tot din existența ta, vreau să te întreb și mi-aduc aminte, vâlva care s-a produs atunci, în anii 2000, când am luat Playboy în mână. Și vreau să spun că tu știi atunci... Tu știi ce înseamnă asta? Adică tu știi ce înseamnă... Eu am fost tânăr și în toate filmele americane există un Playboy pe care îl ține tot tineretul acasă. E, tu ai fost în visele multor tineri. Deci, revista aia de supat, eu. Ai fost revista aia de supat pe care părinții nu trebuie să o vadă, dar eu o văd în fiecare seară, dimineața, la prânz și seara. Sper că doar citeai articolele. Ce? Noi eram interesat doar de dacă e fila bună, atât. În rest nu m-a interesat nimic. Și asta a culminat chestia asta și vreau să vă spun, dragi bărbați din această cameră, că a mea Gina, în 2009, și vreau să pregătiți moment, puțin tremolul la început. Doamnelor și domnilor, acum 13 ani de zile, Gina Pistol devenea cea mai sexy femeie din România. Atât? 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 Repet. Pune și voi la montaj mai multe... Nu. Trebuie să aud niște... Doamne și domnilor, în 2009, acum 13 ani de zile, Gina Pistol devenea cea mai sexy femeie din România. Nu.
Doamnelor și domnilor, în 2009 eu deveneam cea mai sexy femeie din România. Oh, yes. Sunt muți! A dormit. Nu, 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 nu-mi pare rău să vă căsiți-vă la loc. Hai, de muncă. Hai, lăsă-o, lăsă-o, lăsă că facem la montaj. Da. Deci, eu cred că atunci, și eu niciodată nu o să știu sentimentul ăsta, eu niciodată n-am fost punctat ca cel mai sexy sau cel mai bine făcut, n-am fost, și niciodată n-am fost bine făcut. Adică, din punctul ăsta de vedere, Tiberiu Andrei Maria a plusat la toate capitolele. Da, 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 da. Dar tu, cum te-ai simțit tu fiind în postura asta sau nu o conștientizai? Nu o conștientizam, nici acum nu o conștientizez. Adică, ce înseamnă a fi sexy? Pe atunci, atenție, pe atunci revistele erau cu scrisori, cu mail-uri, cu oameni care erau chestii votau serioase. Pe bune. Da. Nu l-am ca pe un compliment, dar nu... Eu eram eu și atât. Eu simpatică, nebună, fată faină, dar nu știam, mamă, sunt și sexy acum, ce trebuie să fac. Ce trebuie să fac o fată, o femeie sexy? Adică... dacă vreau, atunci când intru într-o încăpere la un eveniment, pot să captez toate atențiile fără a fi vulgară, fără pur și simplu. Absolut. Locul dar, foarte frumos, da, dar dacă nu vreau, pot foarte bine să mă strecor pentru invitat și să nu fiu văzută. Adică, nu sunt celălalt de apariție cum e Mădălina Ghenea. Că Mădălina Ghenea, când intră într-o încăpere, n-ai eu și eu ca femeie, mă, imediat. Dar cred că ajungi să mă placi și după pă ce mă cunoști? Da, da. Blond ai fost încă din copilărie? Da, 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 da. Și acum scot o poză cu mine. Da. Băi, tu mă... Deci a patru ori că mă întuiești. Mi-e frică de tine. Mi-e frică de tine. Mai țin de când se împurtau, mi da, mă... Băi, asta... Deci păi e... să știi că fiii mea seamănă un pic cu mine. Mă moftic groaznic de... De ce? Când toți îmi zic, mamă, e tot Andrei. Zic, și cu mine seamănă, uite, fiii mea seamănă puțin nu, cu mine. E doar, e o chestie, cred că țineau dietă și nu urmăreau șef la cuțită. Uite, mai a venit și un mail. Ah, Andrei, da, Andrei, vă doresc o emisiune frumoasă, perfect. Așa, deci asta ești tu la câți ani? Cred că aveam vreo 3 ani, 2 ani, 2 ani, așa. Tata făcea poze, era o pasiune de-a lui să facă poze și eram, când am mai crescut eu, eram foarte curioasă că mergeam în camera obscură unde el developa. Mă fascina tot procesul acela, după care eu, țin minte că m-am înscris la un curs foto când eram puțin mai mare, pe la vreo 12 ani, tocmai pentru că voiam să retrăiesc acele momente, știi, să developez poze, să... Mamă, era un și proces și foarte tata era la fel. Era un proces. De acolo cred că am eu... bine, ăsta cred că e... cu fotografia. Te naști cu bunul simț, din bunul simțul estetic. Dar de acolo am eu o chestie cu fotografia, da. Dar printre... În atâția ani de shooting-uri, cred că peste 20 de ani de shooting-uri. Da, mamă, da, 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 da. De fiecare dată... nu vă spărați, domnul fotograf, mi-a arătat și mie poza ca să văd dacă e corect. A, nu, nu, nu sunt gen. Nu sunt... Aveai încredere în el? Da, da, nu. Nu m-a interesat niciodată cum... Și tatăl tău a făcut și poza asta. Da, 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 da. Așa-s cu bunica mea. Da, aici ești bunica? Cu bunica, și cu mama lui tata. Asta e 4 ani, 5 ani? Cred că avem, da, 4-5 ani. Și aia seamănă fiul meu cu mine. Stai să-ți arăt, acum am și o poză lui fiică ta peste 10 ani. Da. Ești pregătită? Da. Bă, chiar e o fetiță atât de faină și simpatică și un copil atât de bun. Doamne, mulțumesc în fiecare zi Dumnezeu și mulțumesc ei că e așa cum este și că ne-a ales pe noi să fim părinți. Dar chiar avem un copil. De asta uneori mi este foarte greu tot ce îmi povestești tu despre povestești. Îmi reamintești din trecutul meu. Sunt, parcă e o altă viață. Parcă e o persoană, altă persoană. Da, și parcă e altă persoană, altă viață al cuiva. Pentru că tot ce am trăit eu până în momentul în care am devenit mamă, atât de superficial. Adică am amintiri frumoase, amintiri mai puțin frumoase când am făcut să cresc, dar parcă abia acum încep să trăiesc. Și startul a fost greu, nene. E adevărat, dar noi doi suntem din aceeași plămadă la următorul capitol. Păi, într-adevăr, am trecut prin viață, n-a fost degeaba, pentru că din toți anii ăștia am învățat, dar parcă acum, fiecare minut pe care urmează să-l traversăm, parcă e o secundă, nu un minut. Adică la noi totul s-a comprimat, știi? Mm-hmm, mm-hmm. Zici, ah, dacă aș fi avut această minte, cel puțin la 30 de ani sau la 25 de ani, așa, știi ce zic? Așa. Da. Pentru că astăzi aniversăm ziua ta,
dați și... Mi-a venit un mesaj? De ziua mea, ziua mea. Nu. Ești pregătită? Mm-hmm. Să nu mă faci să plâng, că... Că mă supăr și plec. Deci, stai așa, hop, dăm sunetul, dăm mai tare și începem. La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani să trăiești, să fii super sănătoasă, fericită. Și alevi, Florine! Exact, neapărat, dar foarte, foarte important să dai bine acolo, că poate te ia Horica să cânți la sala palatului, că așa și ne-a și până. Ce nebune ești, Florine! Mulțumim pentru prezență și profesionalism și scuză-mă că fac eu lume proaste că te îmbracă ăștia aiurea, dar na, cine așa suntem noi. Te pupăm, te îmbrățișăm. La mulți ani, Zina. Deci vino, sora mea, vino repede să dăm un mesaj de la mulți ani și repede. La mulți ani! Dacă știam că e pentru mine, nu făceam eu o urare frumos așa din suflet. Gina, eu sunt Gina. La mulți ani! Da. Asta mă aduce aminte de filmul ăsta, de team building. Când micuțul, știi că pe micuțul în film îl chema Horia Brânciu. Băi, deci vreau... Asta ziua asta s-a dus, că n-a... Cu gombos și mai departe. Dar vreau și eu să mă duc să văd filmul, că mă auzi că e atât de fain și că râzi. Că și că e un tip bine făcut, ca mine. Suntem practic doi urși în film. Restul sunt pantere, leoparzi. Pe el cheamă Horia Brânciu și mă întâlnesc cu el. Și zice ceva și Horia Brânciu. Bine, Horia Brânciu, cel adevărat. Uite așa se... Asta e tot filmul. Un team building. Noi doi suntem un fel de team building. Eu, spre rușinea mea, eu nu l-am cunoscut pe Paul, fratele tău mai mic. Pe George. Pe George? Da, George Paul îl cheamă. George... Dar Paul nu-l strigă nimeni. George. M-a născut mama sau au avut așa imaginație bogată și mă când au născut fratele. Au zis, bă, cum ar fi ca de Sfântul Gheorghe să-i sărbăm pe amândoi? Hai să spunem Georgeta. George Paul, da. El ce face acum? El... Fratele meu lucrează la un magazin, un brand foarte mare de haine cunoscut în toată lumea. Uh-huh. Și s-a mutat cu logodnica lui, s-a mutat în Polonia. În Polska? Uh-huh, în Polska. Am fost și noi, mă refer cu mama și cu fiica mea, am fost și am vizitat. Și face bine. Face bine. S-a mutat acolo cu slujba? Da. Da, 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 da. Și de sărbători acum că bate la ușă Moș Crăciun? Nu știu dacă o să vină, nu cred că vor veni acasă de sărbători. Interesant. Mie îmi place foarte mult Polonia. Da. Da. Eu, ca să înțelegi, la acum și 4... Și frică acum, știi? Da, 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 nu. Da, nu, nu râdeți. Uite-te, uite-te spre ușă. Ți mai amintești pe fratele tău? L-am adus aici. Paul, nu e, poți să pleci că s-a prins că ești aici. Cheamă-l pe celălalt, pe George. Nu. Nu, eu vreau să spun că acum 400 de ani eu mă trag din nobili polonezi. Na, scuză-mă pe mine. Felicitări. Da, nu, nu sunt gamulitor ca voi. Așa, zicea Brânciovski. Ei, și acum vin la o chestie care mi-a plăcut mie și am descoperit-o. Cred că nu sunt primul, pentru că era pe internet inevitabil. Tu ai terminat asta cu școala de arte și meserii. Da. Eu am fost electrotehnist. Adică după ce am terminat optician. Optician. Cum? Optician. Eu sunt de meserie optician. Bă, dar asta e ceva elevat, dacă mă întreb pe mine. Știu, doar că atunci când eram eu mică, mama s-a gândit, bă, trebuie să faci o meserie ca să faci bani, să-ți fie și ție bine. Optician e cel care se ocupă cu... Venea la mine cu rețeta și eu pe vremuri, pe când făceam o practică, șlefuiam lentilele. Adică da. Știam să tai frumos lentila, să o șlefuiesc. Bestial. Știam lentilele concave, convexe. Corect, bravo. Da, doar că nu mă văd făcând. Acum asta. Meseria asta este brățară de aur. Nu mai este, Horia, că totul s-a... S-a ce? Stai pe un scaun, îți pun un aparat și... Draga mea, scot, dacă mâine îți deschizi un magazin de optică, într-o regiune a Bucureștiului, uite aici, facem un cămăl, aici este Gina, eu numai la tine mă verific ochii. I check my eyes on you. Cum se spune în engleză? Și acum vine partea tare. Și mai câteva zis, mamă, câștigă și tu un ban. Și atunci?
Și atunci dedusem la voia că aveam noi prieteni de familie, vecine, coafeze, cu la astea la frizeriță, știi? Și am să faci și la coafor, știi? Și am intrat la optică. Eu mi-mi plăcea, voiam să devin bijutier. Mm. Dar că na, și am intrat la optică și asta am terminat, optică. Zim când a fost faza asta cu vânzătoarea. Deci ca să vezi, vis-a-vis de masă, da, este un fost curier. Eram în Brașov, mi se dădea un plic, pe atunci nu era exista mail, mi se dădea un plic și trebuia să duc plicurile respective în toate zonele Brașovului. Alergam ca un ogar. Când terminam, după 5 ore eram mort, mă duceam acasă, puf, și primeam primii mei bani pe tema asta. Zim cum a fost chestia cu vânzătoarea. Și după aceea ai venit în București cu... Eu pe urmă, făcând practică la un magazin, la un magazin de optică, m-au angajat ca operator Xerox. Scuzeți-mă, că trebuia să muncesc și eu, făceam și practică, trebuia să și muncesc și de la 17 ani am început să muncesc. Și pe vremea respectivă, Xerox-urile erau niște măgăoaie enorme. Da, da, da. Și... Am câți oameni veneau să tragă la Xerox acolo la, oare la mine. De ce? Pe mi-au povestit pe cine am întâlnit așa. Zice, bă, când eram eu mai mic, mamă, ce mai venea la tine, luam de la toți colegii mei din facultate, luam, vrei, ai nevoie de copii, mă duc eu să-ți fac, că știu unde mă. Și venea și mă uitam așa la tine, ce frumoasă erai așa și foarte respectuoasă. Și, dar mulți oameni mi-au spus treaba asta și când, urmă, când am lucrat pe un magazin cu articole sportive și, nu, am muncit de la 17 ani, Horia, ce să zic, am muncit. Să știi că asta te face și mai puternică. Da, da. Omul da, care nu intră da, în contact da, cu alți oameni, da, 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 nu-i puternic. Asta e o chestie clară. Nu există alte observații la capitolul da, ăsta. Da, da. Contactul ăla cu oamenii în care unii te bucură, alții te înrăiesc și practic te șlefuiesc pe tine. Așa este. Ca și lentilele. Așa este, da. Senzațional. Da. Formidabil. Dar tot n-am înțeles cum ai făcut tu în București. Când s-a întâmplat declicul ăla în București în care ai zis gata cu articolele sportive și cu toate de vânzele și hai să ne ocupăm de fotomodel. Practic... Dar n-am zis eu lucrul ăsta, pur și simplu a venit de la sine toată treaba. Fiind la o agenție de modele, cum erau, că erau câteva agenții atunci, da, pentru salonul auto luau hostese. Veneau la agenție, tu aveai o agenție cu multe fete, da. Și acolo a venit cineva care lucra atunci, se ocupa de deschiderea acelui magazin cu articole sportive destul de renumit. Și am prezentat eu, eram atunci la Skoda Octavia, la Oren Clemen, prezentam unul, zic, mamă, uitam la aia de la Porsche, de la Mercedes, bă, dar nu mă lua și pe mine ăștia la mașină asta, mă lăsară aici. Bine, și modelul meu era unul drăguț, dar parcă voiam și eu, zic, așa în purtă sunt de lume. Și poate cred că, nu știu, că chiar a plăcut că eram prezentabile și că am vorbit frumos și că, băi, uite, avem nevoie de niște oameni în echipa noastră, că deschidem un magazin pe Magheru și, bă, da, cum să nu. Și m-am angajat atunci la magazinul ăla, am muncit și acolo de câte ori am frecat poderele și am spălat geamurile alea, vitrinele alea de care le dau în stradă. Așa. După care am un prieten, Cristian Botez, era fotoreporter și mi-a zis, bă, uite, fac așa de la... Pe el cunoscut de la agenție, nu știu, am avut noi... Să vreau prezentări, da, 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 da. Și că uitam, uite, e casting la Playboy, nu vrei să mergi? Și zic, doamne, Cristian, ce căut eu acolo, nu știu, femei, nene, eu eram cu părul prins, eram fix un copil de la... Eram frumușică, da, eram frumușică. Dar zic, ce căut eu acolo printre difele alea, nu? Hai mă, hai și tu. Și ții minte că am fost la... atunci la... Zim, casting. La casting. Și singurul care m-a simpatizat a fost Boierescu. Florin Călinescu, nu m-a plăcut, nu știu de ce, pentru că nu eram destul de coaptă. Nu, Florin a fost o chestie, da, am auzit de la mai multe întâmplări de genul ăsta. Cred că el e frică de fete. Da, da, și ține minte asta, ține minte că nu m-a plăcut. Cred că nu eram destul de coaptă, da, nu știu. Și a fost o prezentare așa, să spui câteva despre tine și o defilare în costum de baie. Da. Și atunci ăla a fost începutul. Dar cred că va conta foarte mult și felul meu de a fi. Când m-am acolo ca o divă de asta, să arunc priviri spre, spre da, juriu. A fost naturală. Nu,
Și bună ziua, eu sunt... Am venit și eu aici și adică aveai și regionalisme de ăsta, nu? Nu. Dar eram așa, știi, o fată simplă după vorbă, după porți, știi? Și se pare că am plăcut. Acum că o fi acel ceva al meu, nu știu ce o să zic. Eu vreau să spun că există, m-am căutat prin, m-am interesat, să spun sincer. Și am zis, dom'le, cum am putea prefața următorul subiect decât printr-o melodie? Eu nu știu dacă știi melodia și oamenii le-am spus de mai multe ori, dar le repet de fiecare dată pentru că noi poate avem încă un urmăritor astăzi, cu siguranță o să fie tot roșiorii de vede aici. Și o să zic următorul lucru. Băi, dar oamenii ăștia s-au pregătit înainte? Nu. Niciun invitat de-al meu, cu toate că au fost mari voci ale României pe aici, și mi-au zis, unele mi-au zis, dăm piesele înainte. Nu-ți dau nicio piesă. De fiecare dată începea pianul, poftim versurile, dă-i drumul la melodie. Tu nu ai multe cântece pe YouTube, ca să știu ce cânți. Astfel încât, la tine metoda este la plezneală. Și e deja. Prima piesă pe care ți-o propun, cu care prefigurăm. Poți să iau apă de aici? Deci fii atent. Nu știu dacă ți-a povestit Andrei. Ce? Deci eu sunt ca un tonomat, eu mă trezesc de la muzică lăutărească, la muzică rock, la Liviu Vasilică, la Tudor Gheorghe, pe urmă iar trec, iar revin. Pe asta trebuie să o știi. Noi nu știm un singur... Ba da, știm tonalitatea. Aproximativ. Deci e o chestie foarte delicată. E prima dată, de un an și ceva de când fac podcastul ăsta, în care îți dau ceva să te uiți, dar nu știu dacă ți-e tonalitatea bună. Atenție! Să zicem că așa ne-am cunoscut noi doi. Într-o zi la cafenea mai, deci... lângă geam la masă. Nu! Nu. Rain. Mouă. Dar nu mai simte cum începe. Într-o zi, într-un colț de cafenea, lângă geam la masa mea, uite, s-a oprit și m-a privit, doar cu ochii mi-a zâmbit. Și mi-a spus că ar vrea să bea doar o ceașcă de cafea. Și nu știu cum s-a întâmplat, lângă mine s-a așezat. Cum era smiley? Era svelt, înalt, frumos, ochii verzi, dar ce folos. După mâna, ce păcat, am văzut că-i însurat. Timpul repede trecea printre vorbe și cafea. Și deloc am observat că de mult s-a întunecat. Și afară plouă și trecut de ora nouă. Noi vorbim cu mare artă despre una, despre alta. Și nu știu de ce anume, nu vă pot spune pe nume. Însă în privirea noastră nu e loc de dumneavoastră. Și afară plouă și trecut de ora nouă. Noi vorbim cu mare artă despre una, despre alta. Și nu știu de ce anume, nu vă pot spune pe nume. Însă în privirea noastră nu e loc de dumneavoastră. Băi, frate! Dar de ce, băi, dacă mă lăsai să o citesc, nu dădeam seama că asta, dar am dat-o pe lăutărească și eu, ce să zic. Băi, scuză-mă, ce? Tu unde ai cântat până acum? În baie și prin casă. Dă-ți seama ce atac energetic e pentru Andrei, care el cu asta se ocupă și mă trezesc uneori. Atac energetic? Da, fii atent aici. Deci uit cu ce se ocupă și mă trezesc. Nu e adevărat. Eu am simțit de mult lucrul ăsta și ți-am spus ultima dată când am văzut cu câteva săptămâni în urmă la șer la cuțite. Am filmat pentru anul viitor. Da. Deci tu, eu știu. Adică, Doamne, fii atent aici. Am ureche muzicală, să mă iertă Dumnezeu, dar n-am ce să fac. Urechea muzicală e una? Și e norocul meu de la Dumnezeu. Ce asta? Băi, băi, Edi, nu te lăsa captat. Deci eu cred,
E malefică, Gina. Începe să cânte și ne topește pe toți. Malefic. Malealibilitatic-fic. Da, am o reche muzicală. Și asta cred că tot din neam mi se trage, pentru că bunicul meu, Dumnezeu să odihnească, tata e marin, membru, îi ziceau, așa îl cunoșteau oamenii în sat. Băi, deci bunicul meu când mergea la nunți, la țară, când se făceau la un cort, băi, el cânta, tundea ginerele și nuntașii, deci știu că veneau oameni să-i tundă tata, ele și pot covea caii, și cânta și la vioară și la acordeon. E one man show. Băi, pe cuvântul meu. Și stau bine să mă, băi, și eu semăn puțin cu tata aia, așa, că și eu știu să schimb și un bec în casă, știu să și cânt, să... Tu ai fost la vreo nuntă în Roșiorii de Vede, invitat, așa când eu era mică? Eu m-am născut doar în Roșiorii de Vede, nu știu pe nimeni acolo. Cât ai stat acolo? 2 zile, cred că în spital, atât. Dar, în schimb, după aceea, după aceea când părinții mei locuiau în București. Și te-ai venit după Roșiorii de Vede? Mama a plecat fiind însărcinată la bunica mea, așa? Care era în, stătea în Vârtoape, și... Cel mai apropiat spital bun era Roșiori de Vede și m-am născut doar acolo. Dar eu copilăria mea, tot copilăria mea, mi-am petrecut în Vârtoape și Trivale, tot în Telorman. Corect. Da, deci. Și acolo, nu te-ai dus la nicio nuntă invitată? La Roșiori, din Roșiori, nu. Nu te-ai dus până la 20 de ani la nicio nuntă invitată? Nu. Ce, știți voi, m-am dus? Nu, dar nu, da, dacă știai că bunicul tău era peste tot, one man show, tu cum ai stat acasă? Ce ai făcut acasă? Dar eu le cântam, măi, familie, eu cămne, Maria Tănase. Ce cântai tu de Maria Tănase, mă? Cine iubește și iartă, nu mai știu, Dumnezeu să-i dea pedeapsă, Dumnezeu să-i dea pedeapsă. Deci hai să spun, toată că... Ce se asculta la mine când... Deci, în copilăria mea, așa, mi-am amintit, stăteam în Giulești, Sârbi, stăteam la casă și la noi în casă se auzea așa. Era, avea mama un pick-up și aveam plăci cu Tudor Gheorghe. Ce? Știu că era o melodie care mă făcea să plâng. se numea Ciobanul care și-a pierdut oile. Doamne, e o piesă atât de frumoasă. Nu știu. Nu știi? Nu, deci știi? Nu există. Nu, stai zi. E superbă, e o piesă superbă. Și pe mine atât de rău mă marca. Adică aveam 6 ani, mă făcea să plâng, dar nu știu de ce. Atunci eu, copilă, ziceam că înțelegeam că e vorba chiar despre un cioban care și-a pierdut oile și a venit lupul. Tu dai seama că e un simț foarte puternic muzical pe care l-ai dacă super. La 6 ani. Deci eu eram fan și sunt fan Tudor Gheorghe. Și Maria Lătărețu, Maria Tănase, Ileana Ciuculete și Nerghita. Nu, stai să sunăm pe rând. Spune-mă în primul rând, hai să sunăm pe rând, hai cu Tudor Gheorghe puțin. Care e piesa ta preferată la Tudor Gheorghe? Au nebunit să alcâmii, Ciobanul care și-a pierdut oile, nu știu, am mai multe, Donia Clara. Sunt multe, multe, nu, mi-e greu să zic una care nu-mi place. Deci asta cu asta îl zăpăcesc pe Andrei. Bine, și lui îi place. Și Liviu Vasilică, mă. Oh, Liviu ce? Vasilică. Liviu Vasilică. Tu știu ce... Zi piesa. Cânt-o. Dă-i drumul. Stai puțin, stai. Acum stai. Sunt în Tudor Gheorghe la stai. Cu... Tudor Gheorghe, Liviu Vasilică, mă. Stați, mă. Stați puțin, că nu reușesc să-mi găsesc... Mi-alargă... Firar tu să fii de burg, n-am putere să te vând. Acasă nu mă mai duc, ori te dau, ori te mănânc. Ori te dau, ori te mănânc. Le-le-le-le-le-le-le-le. Ori intru cu tine în cârg. La 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 la. Nu, de alta, noi l-avem aici pe Liviu Vasilică. Deci, ca să ne vedeți. Omule cu cai buni, băi. Ia-o-ți. Caii mei sunt buni, măi, dar sunt obosiți de drum, măi. Că și caii mei sunt buni, măi,
sunt obosit de drum. Hai, hai, cu toziuara până-n dea la mărioara. Calul merge la pas și-apoi face popas. Hai, hai, cu toziuara până-n dea la mărioara. Calul merge la pas și-apoi face popas. Doamne și domnilor, Maria Tărase și Liviu Vasilică, da, la podcast. Bine, bine. Mulțumesc, Andrei! Hei, hei! Acum, da, să știi că toți de aici știu ceva popular. Fii mea mare e singura care se îmbracă popular. Așa. Fii atent aici. Ia. Au nebunii salcâmii de atâta primăvară. Umblă despuiați prin ceruri cu tot sufletul în afară. Nu, că începe așa. Au nebunii salcâmii, au nebunii de primăvară. Deci eu sunt aia care cântă, face și instrumentul. La-la-la-la-la. Au nebunit salcâmii. Nebunit. Așa e pieza. De atâta primăvară. Umblă despuiați prin ceruri cu tot sufletul afară. Și la scos de dimineață alb și încărcat de rouă, cu miresme tari de ceruri smulse dintr-o taină nouă. Au nebunii salcâmii și cu boala lor odată s-a întâmplat ceva în mare și cu lumea asta toată. Sările aiurite îți scos sufletul din ele, pribegind de dorul multe, cărătoare printre stele. S-a îmbătat pădurea verde, numai ea chiar de calmă, ține luna lunguiață ca o inimă în palmă. Numai sufletul cum iese în haotice cuvinte. Au nebunii salcâmii. Și tu vrei să fiu cu minte. Am nenorocit de maestră, ne cerem scuze. Îmi cer scuze eu că... Nu, 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 eu am fost, eu am greșit aici multe. Tu ai fost perfectă. Auzi, nu vrei să... Josephine, atenție. Tra-la-la-la-la. E cântat asta, fata? Da. Da, 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 cum e pe Jamiroquai și de astea fimea. Ta 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 ta. Cum? De acolo vin. Da? Știu ce ai făcut aseară. Băi, fii atent aici. Întâmplător sau nu, în urmă cu 7 ani, al nostru prieten Smiley a fost la un spectacol la Sala Palatului cu mine. Spectacolul făceam la 100 de ani de Sinatra. Când a ieșit de pe scenă, după ce i-am zis, el e... Fly me to the moon and let me play among the stars. Na 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 na. Hold my hand, in other words, darling, kiss me. După ce am cântat acolo, ne-a aplaudat lumea, ce bine am dat, n-am așa. Când se iasă de pe scenă, i-a zis, băi, zi-mi!
Ai cunoscut pe cineva? Zi-mi! Deci exact cu 7 ani în urmă întrebam. De ce? Pentru că eu am o meteahnă. Când văd un tânăr, știi că noi suntem, ne separ 10 ani. El e născut pe 27 iulie și o lună mai târziu pe 27 august. Între noi... 27 august? Da. Fratele meu e pe 27 august. George, nu Paul. Da. Bine, George, ta, bine. Deci vreau să spun că eu de fiecare dată când îl văd pe Smiley și l-am cunoscut, e adevărat, bine, în special începând cu 2011, cu Vocea României, bă, omul ăsta e singur. Știu foarte clar că ne împlinește un om lângă noi. Asta e clar. E ok să fii pusnic, e ok să fii... Hey, stai tu liniștit că n-a fost el chiar de pusnic. E ok să fii călugăr, pașoptist, dar dacă altfel nu te împlinești, te... Practic, toată viața asta este pentru ca noi... E ca și când viața este o școală perpetuă, continuă, și noi cu fiecare persoană pe care o întâlnim învățăm câte ceva. Și mi-am dorit, mă vreau să văd și o fericit pe omul ăsta. E adevărat un fel de să te văd la casa ta, dar de fapt la casa ta sufletească, știi? Asta îmi doream de la el. Și uite că, dacă mi-ai spus 7 ani, 2015 a fost un an bun. Da, a fost un an bun, a fost un an foarte bun, da. Problema e următoarea. Eu știu că l-ai cunoscut la petrecerea unei reviste, asta din declarațiile tale. Dar, cum a fost prima întâlnire ulterioară a acelei reviste? Da, nu cred că s-a mai făcut. Da. Că gata. Dragii mei, iată adevărul este la iveală. 7 ani a fost un cover-up, un camuflaj. Deci stai mai bine, m-a adresat o întrebare. Deci fii atentă. Voi v-ați întâlnit în revistă? Da. V-ați plăcut prima la revedere? Dar nu e nacă, nici nu cred că m-a observat el. El cânta acolo, avea un moment artistic și mă uitam și zic, ce drăguț e băiatul ăsta. Îl vedeam altfel. Da, era, dar după singur, aceea, așa știam eu, că prima zi. prima întâlnire, mi se pare interesant pentru că... Într-un loc public cu noi doi sau... Nu, prima voastră întâlnire. Ideea este că cine a dat telefon după aceea primul? Asta este, că legenda spune că noi încă ne întrebăm de când suntem împreună, știi? Cred că eu i-am dat lui... Ah, mi-a venit un nou mesaj. Mă enervează mesajul ăsta, dar chiar acum mă deranjează în timpul sesiunii de... Deci mi-e și frică. Continuăm emisiunea noastră plină de gombuțuri. Pentru cea mai frumoasă, cea mai spectaculoasă, cea mai longevivă și cea mai incredibilă prezentatoare de emisiune culinară, I love you la mulți ani, draga mea, Gina. Ești tot ce ne-am dorit noi să fii. No, ce spectaculoasă, duioasă, blândă și iubitoare. Baby, pa! Pa, ne vedem la platou. Bă. Deci Cătălin? Da, Cătălin e ca un frate așa, e super om. De el, el a fost primul de care m-am apropiat din Marfela dintre cei trei. El a fost primul care așa mă... Florin un pic era la țin la distanță așa, că nu știa el exact, bă, cine este fata asta, știi? Și mai făceau uneori niște glume așa mai răutăcioase, le mai dădeam și eu, știi? Și pe mă, când a văzut că de fapt sunt fată faină, sunt un om mișto și astea, s-a deschis, să zic așa, ca o floare în fața mea. Așa, și Sorin la fel, tot așa, mai la distanță. Dar Cătălin a fost singurul care, cu care m-am... A fost chimie între noi, la început. Anul ăsta, 2016, a fost un an în care... A început, practic, într-adevăr, un drum al unei emisiuni longevive, 10 ediții, vorba aceea, da. Culinare. Și cu siguranță va veni și sezonul 11. Am o intuiție malefică, nostradamusiană. A sărbătorit vreodată, nu știu, vreun moment special în timpul emisiunilor. Mona, de exemplu, a zis, băi, oprim, hai să ne distrăm, hai să... A făcut ceva care nu... viza șef la cuțite și viza chiar colegialitatea voastră sau munca voastră în echipă? Știi cum se muncește la noi. Da. Dar au fost multe momente, foarte multe zile de naștere mi le-am petrecut la platou. Ba la șef la cuțite, ba în Asia Express. Și opream așa timpul în loc pentru o oră, știi ce înseamnă pentru Mona o oră.
opream timpul în loc crimă pentru o oră. Crimă cu premeditare. Da, și ne sărbătoream, ciocneam un pahar de șampanie, ne uram, puneam muzică sau mai aveam momente de astea, așa, știi? Dar știi că la noi se filmează. Pentru că Mona se uită acum la noi. Aseară pe stradă. Ce vorbești, băi? Am zăpăcit-o pe... Băi, îți spun eu că fata asta, fata asta, dă clasă, mă, dă clasă. Aseară pe stradă. Ce aseară pe stradă? Am zăpăcit-o pe draga de Mona cu melodia asta, tot timpul îi cânt. Aoleu, ce să mă... Mă, Ginuț, mă, nu m-am mărit. Zic, Mona, las că așa-i melodia. Mona, dragă, pentru că amândoi am lucrat cu tine și sper că se vor întâmpla multe lucruri în viitor, dăm voie să-ți dăruim din suflet această melodie. Fii foarte atentă. E din partea doi oameni care iubesc. Știu că și tu iubești, dar hai să ne căsătorim. Hai să toată lumea să fie la casa lui. Mona, pentru tine. Începem cu rid? Nu, fără rid. Fără rid. Fără rid? Asta îi spune, fii de aici, te duci acasă, îi spui, băi, smiley, băi, bărbate. În varianta geză. Nu, fii atent. Bă, bărbate, vezi că am fost la Brânciu. Am cântat ad libitum. Ad libitum. Și după aceea pleci și ăla rămâne cu gura căscată. Oricum okay. Rămâne cu gura căscată. Dacă uit cum se zice, cum am cântat, îți dau un mesaj, să-mi scrii pe față, că eu uit. Bă, bărbate, vezi că am cântat. Hai să-mi bate. Cum ai zis că am cântat? Ad libitum. Aseară pe stradă am întâlnit o fată. Avea părul blond negru și ochii căprui. O fetiță brună cu păr ondulat s-a oprit o clipă și m-a sărutat. Ce să mă fac, Doamne, se mărită Mona mea. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, se mărită Mona mea. Nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Vino la mine ca pasărea-n vol. Eu alerg la tine, la tine cu dor. Vino la mine ca pasărea-n zbor. Eu alerg la tine, la tine cu dor. Liber! Mona mea, Mona mea, nu știu, Doamne, ce cu ea. Ce să mă fac, Doamne, să mărită Mona mea. Nu știu, Doamne, ce cu ea. Și deja s-a întunecat. Să ne eram mică și mergeam cu mama la piață. Sâmbătă se întâmpla asta. În fiecare dimineață de sâmbătă mergeam la piață. Băi, deci țineți-ne că erau doar, se vindeau casete. Da. Și la fiecare tara, băi, era ori melodia asta, ori nu știu ce s-a întâmplat, s-a mărit armata. Păi, mai mergeai puțin, mai erau de-astea. Ce mai cântam, Albatrosul? Albatrosul, știți Albatrosul? Da. Mă, că am crescut cu astea. Da. Melodiile alea vechi, alea. Și de asta mi-au marcat copilăria. Da, ar trebui să știi în aceeași măsură și melodii vechi românești de muzică ușoară. Nu știu, un albastru infinit, ceva de genul ăsta. Țin minte că avea Angela Similea, o melodie care îmi plăcea mie foarte mult. Iubite, vaporul de altădat a naufragiat și cel din urmă val ne-a dus pe cât un mal, pe mine, pe tine. Iubite, la 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 la. Mai îmi plăcea. Și îmi plăcea foarte mult cu frunza albastră. Mirabela Dauer și Floarea mea albastră. Da, floarea mea albastră, da.
Deci da, da, băi, îmi place muzica. O mie de ani să reconstituim ce-am sfârșit. Ne-au trebuit o mie de ani să regădim ce-am sfârșit aseară cu despărțirea noastră. Da, da, și era început la Nai. Da, da, da. E mișto piesa, dar era foarte... Tu ești floarea mai albastră, da. Da, multă muzică faină. Pentru că am discutat despre masă și pentru că am discutat despre șef la cuțite, vreau să te întreb un singur lucru, dar să-mi spui sincer. Sinceritatea este my middle name. My middle name. Spune-mi, cum gătește mama sacră? Foarte bine. Ce ai mâncat din mâna ei făcut? Păi sarmale, de Crăciun de obicei. Așa? Fripturi de-astea așa la cuptor cu tot felul de piftie, de-astea, de-astea. Voi acum vă întâlniți cu toții? Da, de Crăciun. De Crăciun. De Crăciun. Unde? Da. La Pitești sau aici? La Pitești. Și ne-am întâlnit și de câteva ori la București, la noi. Dar la Pitești acolo e liniștit. Da. Dar știi că mă duc și eu la Pitești, am multe. Pitești e mic. Da, e mic. E sensibil. Și București e mic. Dacă eu m-am vorbit cu mama soacră și am vorbit mult cu ea și am zis, mă, cu ce s-o surprind eu? Că o surprind pe Mona mea, nu știu, Doamne, ce-i cu ea. Pentru că gombuțul ăsta îți ajunge doar pe măsea. Mulțumesc, dragostea mea. Te rog frumos, pregătește următoarea surpriză. Să fie o surpriză binevenită și să aș vrea când sosești, draga mea, Andreea. O surpriză culinară? O surpriză? Să văd zâmbetul. Draga mea, eu cred că un om care muncește ca tine, care trebăluiește, care crește copilul, care îi cântă, care își iubește bărbatul și are grijă de casă, o mână de fier ca a ta trebuie să aibă și proteine. Nică! Dar nu mi-a spus niciodată sucră mea că... Hamburger. Al tău e frumos? Al meu e dichitit? Mă, nică, cartofi prăjiți cu... Ar mâncat cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți, sunt ferit, cartofii prăjiți. Da, e și bine, Andreea. Păi nu, Andreea a făcut cartofii, iar eu am făcut ochiu. Ochiu. Deci, îmi scuze, Doamne, cum sunt cartofii prăjiți cu brânză. Când eram însărcinată, Andreea a stat izolat vreo 2-3 săptămâni că venisele din America și am trebuit să stau eu acasă, el avea filmări. Mi-am spus că am un alea. Nu. A avut filmări. Filma pentru... România. Nu, pentru Iura. Era la munte. Odată pentru totdeauna. Uh-huh. Nu, legații atunci. Legații. Și eu am avut o problemă și a trebuit să stau în casă, la pat, o lună de zile. Băi, aș fi mâncat usturoi cu orice. Jur. Trebuie să mă gândesc, cu ce să mănânc cu usturoiul? Nu că mănânc cartofi cu usturoi. Zic, cu ce să mănânc eu usturoiul? Mai făceam un ochi prăjit și cu usturoi. Nu îl mâncam crud. Îmi desfăceam pe cuvântul meu. Crud, așa. Și mâncam cartofi prăjiți, dar nu prăjiți. Făceam la... În fine. Deci, o mare parte din perioada asta cine a mâncat cartofi... Deci eu sunt fan usturoi. Din punctul meu de vedere, aș face pe piață o breșă. Pe piața parfumurilor și a strecura cum trec toate femeile și parfum de rojan, banjan, parfum de usturoi. Garlique, c'est moi. Garlique. Poftim. Și? Cu ce te-ai dat? Cu usturoi. Garlic. Irresistibil. Garlic, HB, irresistibil. Deci asta este... Plus că e și sănătos. Usturoi, da. Știu asta de la vampirul meu. Da, da. Eu am un pic de vampir. Personal, nu? Îți spun Vlad. Doamne, ne cerem scuze, dar chiar la cartofi n-ai cum. Bai de mine. Eu îmi cer scuze, voi mușca o singură dată din burger. Hamburger. Din ce film era asta? Pantera Roz. Steve Martin. Simpatic. Iată, să fac o prefață. Nu, ca să o punem în promo. I like to eat a hamburger. Da, asta a fost. Hamburger. Please, one more time. It's hamburger. I'd like to eat a hamburger.
Look, I take the hamburger in my hands. Oi. Ce naiba s-a pus aici, tăticule? Păi ce are ce trebuie. And now, I took out the flag. Mm-hmm. It's the flag. De la bunul. Și cum ai fost? Băi, am fost la Brânciu, la podcast. Ce ai făcut acolo? Băi, era un rapian. Ca, frumos, ca un hamburger. Nu dai perverse, niște, de ce? Pentru că face de fiecare dată, cunoscându-l de atâta mare de vreme, el îmi strecoare melodii și așteaptă. Hai, cântă. Și mă invită fără să vreau, mă invită, da, hai. Nu poți să stai fără, ia. Ia, cântă, Edi. Da, așa. Da-ram-da-ram-da-am da-ram-da-ram da-ra-ra-ra-ram Beauty and the Beast. Da, fă-ți le citesc, le dumneavoastră. Just a little time. Small to say the least. Ce drăguț. Oh! Bă, distrus muzica, bă! I-ați dat lui ăsta burger, gata, s-a dus cu muzica noastră. Deci tu dai seama cum mâncăm noi. Chiar mă uitam, zic, bă, mi-e zic să... Doamne și domnilor, de-aia trebuie să... Știi, acum înțelegeți cum e nunta. Nu, filmează-l cum mănâncă, te rog. Filmează-l cum mănâncă. Deci. Și mușcă din el. Așa, mușcă. Deci, cum ar fi la nuntă, la botez... Sau undeva la un restaurant celebru din Las Vegas, oamenii sau chiar la Moulin Rouge. La Moulin Rouge. Și acum, fetelor, mâncăm. E singurul om de televiziune din România care e cunoscut că a născut apelativul simpaticilor. Cunoscând toată, uitându-mă la italieni, francuzi, englezi, americani, niciunul din ăștia n-a zis, oh, what a simpatic you are. Nimeni. E, acum, pentru că ai dat drumul acestui apelativ, care îmi place foarte mult, care îndulcește, și aici este cheia. Deci omul ăla, după ce a schimbat 3 taxiuri, mi-aduc aminte de Mihai Petre când s-a luptat cu unul pe niște dune așa, după ce s-a chinuit, după ce a luat amulete, bululete și așa mai departe, bun, după toată nebunia asta, ajung la tine, iar tu ești un fel de această pastilă. Oază. Pastilă. Umbră, apă rece. Așa. Ești această oază de liniște și de relaxare. Când zici simpaticilor, toți nervii lor dispar. Bun. Acum, pentru că ai o întrebare grea, preludiu ăsta e ușor, dar întrebare grea. Te rog frumos să-mi spui top 5 al simpaticilor de pe piața românească de showbiz. Din orice domeniu? Ai, mi-e greu. Păi atunci mănânc eu un cartof prăjit. Băi, uite, Dana Budeanu e simpatică. Dana e o femeie foarte mișto, e smart. N-am fost eu de acord cu o chestie pe care poate nu a zis-o legată de mine sau nu știu, eram la începutul relației cu Andrei și a făcut ea o postare și m-am simțit așa un pic că e dată către mine și prietenii mei altfel mi-au trimis. Dar este o femeie mișto, smart și simpatică. Are un umor așa dark. Așa. Tu ești simpatic. Încă un burger la Gina, vă rog. Tu ești simpatic, ești solar, ești simpatic. Scuze-mă, dar pentru prima dată filmează. Doamnelor și domnilor, iată omul meu de gimbal, este aici. Foarte bine, iubire, bravo. Love pisică. Da, așa, cam asta am filmat, ea este Gina. Hello, Gina. Hello, dark.
Guess my old friend. Dar Budeanu, să știi că înclin să-ți dau dreptate. Nu o cunosc atât de bine, n-am urmărit-o atât de mult, dar înclin să-ți dau dreptate. Băi, spune niște chestii foarte mișto, e smart. E smart, le spune mișto și le împachetează uneori într-un umor de la umor neoș. Da. Și de multe ori sunt de acord cu ea, n-am cum să nu fiu. E, practic, parcă zice ce gândești tu, doar că poți spune foarte direct, știi? Da, 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 da. Tu, Delia, e foarte simpatică. Mie îmi place de mor fata asta. Deci de la cântat până la felul ei de a fi, e să fanul ei. Da, pe al meu nu mai îl pun că e... Na. Din oficiu? Da. Și sunt mulți. Eu plac foarte mulți oameni. Până nu-i mai plac și dacă depinde... Nu, da, sunt tentat acum după șarja asta pe care mi-ai dat-o, sunt tentat să-ți spun, mă, da, există unul pe care nu-l suferi? Poate, poate, nu, acum nu mai știu, acum nu, da, poate cineva dacă care m-a jignit, necunoscându-mă, atunci da, intră pe lista mea neagră. Da, de obicei în timp le șterg sau dacă nu mă răzbun, da, că sunt și destul de diabolică să am o listă așa scurtă și... Băi, dar știi cum sunt? Ca și karma, pe cuvântul meu. Deci, oamenii care mi-au greșit, mie gratuit, odată o greșeală sau o jignire o iert. Dar deja când cineva mi arată că are ceva cu mine, mm-hmm. mă transform în drac. Jur. Sunt ferească Dumnezeu. Mă sper eu de mine, dar am o parte întunecată ca noi toți altfel. Bă, și o scot acolo, știi? O scot din... Hai afară, hai că avem treabă. Și-o pe el. Și-o pe el. Ei, și partea aia... Și toți cumva și-au plătit datorile față de mine. Nu așa viața i-a dus cumva. Exact, nu știu cum, bă, nu știu cum se nimerește, dar ori ajung să fie pus cumva față în față cu mine și arăt că... Știu ce ai făcut, da. Dar... Hai că-s fată bună. Sau cumva viața le-a dat așa câte o pampe se ceafă. Dar nu pot să zic că am așa urăs pe cineva. Nu. Da, cineva m-a întrebat zilele trecute în interviu, chiar decembrie acum, despre dușmani. Am și o melodie, țin-ți ideea. Dușmani importă pică, dar n-o valoarea mea. Gata, scuze. Nu, cum ai zis? Dușmani. Dușmanii poartă pică, dar n-au valoarea mea. Toată viața lor calcă în urma mea. Ai, și-mi place aia. Băi, stai puțin că e o piesă care îmi place de mor. Care, mă? Sandu Ciorbă. Nu știi pe aia lui Sandu Ciorbă? Care e aia lui Sandu? Care e aia lui Sandu Ciorbă? Care e aia, mă? Dar nu știi Sandu Ciorbă? Ba da, dar care e? Ăla cu pletele la capăt de linie. Are nu toată muzica, dar sunt câteva melodii care îmi place. Care e, mă? Dar nu mă bate vântule, da, 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 să pii jos ca frunzele, că lumea e rea și tare ar vrea ca să pii jos ca frunza. Dar soarta mea e norocoasă și de nimica nu-mi pasă. Wow, la tarai, la rai, da. Dușmanii cad la pământ ca și frunzele în vânt. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. Tam, tam. Bă, deci... Nu, nu, nu. Tarara. Păi, nu ți-a povestit, Andrei, ce fac eu pe la zilele de naștere? Nu, nu mi-a povestit. Ce faci pe la zilele de naștere? Aoleu, iar cântă Gina. Dacă beau un pahar de vin. Băi, n-ai înțeles. Mă duc la petreceri unde sunt mai producători, muzicieni și muzicanți și... Foarte bine. Iau, dacă vine cineva să cânte, iau microfonul și încep și eu. Mi le cânt și eu pe ale mele. Bă, zi eu știu pe aia, că știu și eu pe aia cu toate cuvintele. Și face Andrei. Ia, Gina. E foarte bine că faci așa. E foarte bine că faci așa. Hai să spun de ce. Uite, de exemplu, faci așa o melodie, o înregistrezi în studio și după aceea, dragii mei, e Crăciunul. Iar acum să vă pun o piesă cu mine. Pac! Și toată lumea se aplaude. Concluzie? Toată lumea se bucură. Tu ți-ai exprimat și te-ai refulat într-o piesă, pentru că pasiunea asta, dacă o țin înăuntru și nu este exact cum faci tu, de-aia când spera pe treceri, pentru că zice, uite așa face pasiunea din tine. Stați acolo, nu, lasă-mă, uite așa facem. Pare rău, că asta e viața. Da, dar uite și Sorin Bontea cântă foarte bine. Sorin Bontea este următorul. Da. Sorin Bontea este următorul. Și Florin, de Florin are un flow. Băi, frate, deci o dă, nici nu știu cum respiră omul ăla, are un flow foarte mișto. Da, mă place muzica. Eu când eram mică visam să cânt. Visam pe scenă. Visam pe scenă. Eu puneam o floare după ureche așa și cântam în fața familiei.
N-am nici contat ce, dacă cântam bine sau nu, eram pe scenă. Doar că n-am... Mama, dragă, să ți se împlinească visele, dragoste. Mama ajută. Dream on! N-a știut să mă îndrume pe partea asta spre artă, știi? Că acolo e chemarea mea, mi-mi place naiul. Eu îmi doream să învăț să cânt la nai, să primesc, e vârsta la visul meu, să primesc un nai și să învăț să cânt la nai, mă fascina naiul. Ce te oprești acum? Iartă-mă. E un instrument greu, naiul. Hai să spun un secret, vorba aia, că sunt într-o instituție de muzică. Fiecare instrument este greu, nu există instrument ușor. Dar dorința... Da. Nu-ți spun, uite, de exemplu, un trompetist, un coleg de-al nostru, Horațiu, când s-a căsătorit el prima dată, a făcut așa. Ca să fie o poveste drăguță de dragoste. El era trompetist, a terminat conservatorul și a cunoscut-o pe viitoarea lui soție și ca să-l cucerească, tipa, a studiat 6 luni trompeta. După 6 luni, a venit la el, vreau să-ți arăt ceva, într-un context ăsta mai festiv, a pus trompeta și a început să cânte. Ăsta a rămas cu gura căscată. Deci asta e surpriza. Dar asta e pentru că, nu știu, ții la cineva, dar tu, e vorba de ținut la tine. Eu te invit pe tine să... Uite, ai un exemplu, din nou mă dau pe mine exemplu, că n-am pe Eddie, el s-a născut cu pianul, din burta lui, mai că să ieși cu clapa. Întâi ai și pianul și pe urmă, Eddie. Așa, întâi clapele, negre, albe. Ceea ce vreau să spun eu ție este că în urmă cu 5 ani m-am apucat de tenis. Toți îmi spuneau la sobaltă. Nu vezi că se mișcă un urs pe zgură? Ce cauți aici? Și încet, încet am prins drag de chestia asta și este pasiunea mea în sensul în care mă refulez. E foarte important ca la vârsta asta, după 35 de ani, așa cum suntem noi, să-ți găsești lucruri de genul ăsta. Știu, ai dreptate și uite, promit că de la anul o să mă ocup și de... De când am devenit mamă, 2 ani așa, cam 2 ani, am lipsit din viața mea. De când încă sărcinată, fiind după 6 luni de sarcină, am lipsit din viața mea, știi? Și spuneam lui Andrei și așa apropiat, bă, mi-e dor de mine. Că e greu să fiu, iar n-ai de greu să fii părinte, să fii și divă pe sticlă și pe Instagram, să fii și femeie în casă. Cumva am foarte multe roluri care mă suc de energie. Și care nu te împlinesc. Și pentru mine, așa cum a fi mamă mă împlinește. Doar că eu, ca să fiu mamă bună, trebuie să fiu un pic și... Sigur că da, sigur. Și am cam uitat de mine. Și ca să trăiască să fie mamă, trebuie să fii sănătoasă. Da, asta, da. Sănătoasă da. Fizic, psihic, mental și mai departe. Și l-am zis că la anul viitor o să mă ocup mai mult. Bun, de mine. Hai să facem o listă. Care e primul lucru de care te vei ocupa? Foto. Doamne ajută, Doamne ajută. Tu știi ce poze faine fac? Deci te meteam niște poze lui Andrei și făcea... Asta cine ți-a făcut-o? Zic eu singură? Adică foarte artistice și foarte mișto, sunt foarte atentă. Eram genul ăla care dacă mergeam undeva și îmi plăcea cum cădea lumina, cum pica, nu știu, vedeam lucrurile un pic altfel față decât tu te puteai să te uiți și zic, e un copac. Eu îl vedeam altfel. Și partea asta din mine m-a adormit un pic așa, știi, partea creativă. Și trebuie să lucrez un pic la asta, să o trezesc la Perfect. Viață. Pe... Dar fotografia este doar o mică parte. Da, da, asta îmi place foarte mult și, na, și muzica. Pe locul 2 care ar fi? Îl bat pe muzica, îmi place. Dar îl bat pe Andrei să facem o piesă fetiței noastre. Nu știu, un cânte de leagăn sau o piesă de asta mișto, că e super cool. Să fie pentru noi doar, o păstrăm noi, nu? Perfect. Așa să fie, să asculte filmea. E o idee foarte bună. Fii atent aici. Dacă el... Uite, îi dau așa timp, uite. Până în martie. Fii atent aici, zic. Dacă până în martie nu-ți face piesa, facem noi 2 piesa, îi aducem pe copii să se cunoască. Toma. Și dar de nuntă. Toma, ei Josephine. Toma care este... N-am. Acum, știi că săptămâna trecută i-am avut aici pe Andrei Pavel și pe Horia Tecău, cu care facem din când în când niște jocuri demonstrative de tenis și îi explica Andrei lui Horia, băi, tu l-ai văzut pe Toma? Tu ai văzut ce, cum se mișcă așa? Deci Toma este omul care cum se prezintă aici, îți intră imediat la suflet, iar după aceea, pe măsură ce îl descoperi, se îndrăgostește atât de mult de tine, încât te poate întreba, deci dacă te cunoaște,
când e departe de tine, auzi, când mergem la Gina? Deci, de tipul ăla, știi? Și ce drăguț. Nu spun dimineața când zic, tati, te-ai trezit? El trezimse mai devreme pentru că trebuie să meargă la școală. Celula îi se obișnuiește și sâmbătă e primul. Și eu mă vin după concert, mă trezesc mai târziu puțin. Zic, tati, hai, treci la masă. Mă ia de mână, mă pune la masă. Cafea, da? Da, tati. Se duce la cafea, îi pune boabe, apasă. Se uită așa la mine. Ah! Cât timp se fac boabele, el se duce, ia o furculiță, o pune într-un un șervețel și spune așa, perfect, să fac și ouăle, da? Și începe să facă el ouăle așa. Și mă uit la el așa, zic, Doamne, ce bogăție am în casă. În timp ce fiimea mică pictează. Mina, vino să-l pui pe tata. Lasă-mă acum. Noroc că ăștia mari sunt, ce frumos. Sunt cei iubitori. Adică avem bucuria asta și eu zic că, într-adevăr, trebuie să faci și pentru tine și pentru copii surprize de genul ăsta. Contează foarte mult. Mm-hmm. De ce? Pentru că ele vor fi amintirile. Băi, îți mai aduci aminte de când mi-a făcut mama o bucată muzicală? Pac! Da. Astea sunt lucrurile cele mai importante. Da. Dar, pentru că am nici o întrebare de la telespectatoare, toate mamele așteaptă de la tine un singur lucru. Dieta de după naștere. Deci eu, la ultima emisiune la care am fost cu tine, te-am luat de după talie. Da, am avut talie. Am talie, am ce să am talie. Băi, stai. Pentru stai, că am avut-o. Băi, stai puțin. Tu ești acum vies pe șefă. Îți dai seama că după ce am născut și am ajuns acasă și au trecut, că ziceau, las că după ce naști, imediat lași jumătate din kilogramele, lași la spital. Zic, unde dragul să țin ori după mine astea? Mă urmărire până acasă și deci le văd și în oglindă. Mă uitam în oglindă și zic, Doamne, cine-i fata aia? Ce-a făcut cu Gina? Uită-mă pe Gina, mă chemi Gina Bec. Da, cine-i cu coana aia? Că eu nu sunt. Și plângeam și făcea Andrei, Doamne, iubitea mea, pentru mine ești cea mai frumoasă femeie din lume. Și mă uitam la ea, nu, că faci mișto de mine. Deci eram ceva, mi-a fost foarte greu să fac pace cu mine, știi? Drăgușorul și diavolul erau pe un număr și pe celălalt. După care, cred că după ce am înțărcat-o pe fiimea. N-am mai avut, atunci când mă alăptam pe fiica mea, mâncam animalic. Deci e o chestie pe care nu o poți controla. Mâncam animalic, era un animal în mine care voia să mănânce. Și pe ce am încercat-o cumva, nu știu cum, cred că am cușit o pace cu mine într-un final. Am zis, bă, n-am, trebuie să am grijă de tine, de corp, vorbeam cu corp, trebuie să am grijă de tine. Să încerc să-ți dau ce e mai bun și asta este, lasă că să avem noi timp la un moment dat și energie corect. Facem mișcare. Și na. Și nu prea am avut timp să mănânc, recunosc. Nu prea am avut timp să Dar mănânc. Dar tu ai făcut ceva. Ai alergat, ai făcut. N-am făcut, nu mai am, iubesc să fac sport. Am o antrenoare a mea cu care făceam, e din Brașov, Carmen. Băi, mi-a făcut fata aia, mi-a ascultat un corp pe care nu l-am avut în viața mea. Deci eu la 30 ceva de ani, cum a cunoscut Andrei, era, te rog să nu te mai dezbraci niciodată. Deci nu. Eram, deci, băi, mă studiez anatomia pe tine. Deci eram foarte bine, eram un pic cam prea mult. Exagerată. Dar eram mișto. Adică nici la 20 de ani nu stăteam în costum de baie, cum stăteam la 30 și. Am înțeles. După care, n-am mai avut timp să fac sport, dar după ce am devenit mamă, n-am mai avut energie la cap așa, n-am mai avut energie. Tu vrei să spui că în ultimul an n-ai făcut nimic? Deloc. Mm-hmm. De 4 ani am mai făcut sport. 3 ani. Da, 4 ani. Înseamnă că mănânci doar frunze de palmier. Altfel nu-mi explic. Nu știu ce prin la mână. Na, uite, mai am două guri de hamburger. Niște cartofi. Până ori trece o zi poate și nu mănânc mai nimic, mănânc seara, de ce mai mănânc de la fiica mea, că dacă ne vezi pe unde. Da. Ce a mai rămas iubita mea acolo? Păi a mai rămas niște măr ras cu biscuite. Bun așa. Îl încoace și pe ăla. Ce mai acolo? Păi niște tăși de ovăz cu încoace. Mami, tati, mai vrei? Nea, că fiima și face acum, zice, am învățat puterea lui, nu știi? Nea. Acum mănâncă tata. Da, știu că. Sau mănâncă mama. Nea. Știu că asta, eu aveam doi și de fiecare dată au mai rămas ceva de la copii, dar dă-mi coace că de fiecare dată parcă la copii faci ceva cu mai multă grijă. Mm-hmm. Ia să aibă ăsta acolo, morcovețul ăsta, morcoviorul ăsta să stea. Mm-hmm. Dă-mi morcovior, că-mi place mie. Da, și nu. Vorbind de asta de atâtea rețete și de atâtea
de atâtea întâmplări culinare care s-au petrecut în viața ta, atâtea nume pe care nu le-ai fi pronunțat dacă nu te-ai fi ocupat de această emisiune culinară, tu trebuie să ai, nu știu, o chestie. Tu ar trebui să-ți deschizi o rubrică. Iată ce am mai învățat astăzi la emisiune. Doamne, Horia, de până să încep șef la cuțit, eu aveam un singur cuțit în casă pe care l-aveam în dublu exemplar. Credeam că nu exista alt cuțit în afară de ăla, unul mic, cu care tăiam orice. Deschideam și conserve, deci orice. Și un cap, dacă mi se trebuia să toc cu alte. Și până m-am văzut acolo, zic, uite-mă, sunt mai multe cuțite. Ia uite-mă, aflai asta la 35 de ani. Na. Da, da, și da. Întrebam, bă, da, cuțitul ăsta pentru ce este? Ăsta ce face? Păi ăsta e cuțitul bucătarului, cu ăsta poți să tai legume și tai nu știu ce, tai... Mm-hmm. Mă duceam la urmă în magazin, mi luam și ăsta, mă, că am văzut eu la șef cuțitul ăsta. Și acum am mai multe cuțite acasă. Da, și mai aflu așa, de seama, pe de pe la șefi. Sorin face un tacos ferească, Dumnezeu, cât de bun este un nachos, tacos, tacos, tacos. Bun rău, i-am zis, Sorin, dacă nu-mi dai... rețeta să o faci bărbat meu, da, bun rău. Florin, la fel, face mâncare bună. Cătălin, tot timpul. Și ajung acasă și zic, băi, cum ai făcut, mă, tu? Zi-mi și mie să-i faci bărbat meu, să mă lau că... Exact asta, aici am vrut să ajung. Acum, de exemplu, se uită în față două doamne, trei. Am trei urmăritoare. Aceste trei doamne se întreabă, oare cu ce să-mi surprind eu, soțul și familia de Crăciun? Care ar fi mâncarea pe care ai vrea tu să o vezi de Crăciun? Din toate cele pe care le-ai văzut în ultimii ani. În afară de abăga. Mie îmi place piftia, de aia de curcan. Salata de băf. Da, salata de băf acrișoară, așa, cu pui sau cu curcan. Băi, am o problemă foarte mare cu nevastă mea. Da, o las în montaj. O să las asta pentru că vreau să aflu adevărul. Eu la Brașov puneam în salata de băf măr. E crima asta, ce? De ce, mă? De exemplu, puneam bunica mea, punea în... E ca și puneai bananas pe pizza. Banane pe pizza există. Și ea... Băi, nu știu asta, n-am... Băi, fii atent aici. O bucățică de măr. Pentru ce? Pentru chestia aia, dulcea acrișoară. Na, mi-e place de băf acră, adică mult castravete. Se compensează, tu fiind dulce, nu acră, nu. La fel cum este o chestie în discuție în platou acum. Varza călită, varză murată călită sau varză dulce călită? Și sunt eu cu Bontea, care noi suntem varză murată călită forever, că noi în Oltenia așa e. Punea bunica mea corcodușe și apă la fântână. Cream tot. Și nu pot să mănânc varza călită dulce. Ferească Dumnezeu. Deci ăsta e ardealul. Dulce. Deci puneau zahăr și puneau zahăr în ăsta, în cartofi mashed potato, zi, da, în piure. Da, da, nu. Da, nu, asta, nu. Așa, da, mă, așa se face, da, mă. Da, da, nu, speri, deci... speri ca creală. Așa de aici și nu merge în asta. Da, nu, varza călită, murată, călită. Murat, companiei din Istanbul. Iar piftia... Piftia usturoiată la greu. Asta da. Și să fie de curcan, că nu-mi place să văd grăsimea și... Curcanul am înțeles că e mai bun decât orice puișor. Da, da, curcanul da, dacă ai și de curcanul crescut, curcanul, da. Da, da. Cu toate că curcanul, atenție, puțin dacă e crescut la țară... Are, e mai țos. E mai... Fa și baloane din carnele. Da, e important. Da. Am trecut și prin elemente culinare de data asta. Mi-a venit un mesaj! Băi, nu mai îmi dați mesaje. Pă bune, vorbesc serios. M-am săturat de mesajele astea. În continuu mesaje. Ia să vedem cine e de data asta. Vorbei de curcan. Curcan. Gina, am auzit că mergi la Brânciu la podcast. Vezi, ai grijă că nu doar răspunde întrebări și e foarte bine informat. Știe toate alea, o să te întrebe de smiley, dai aminte, o să te și pune să cânti. Dar vezi să nu te ia cumva la sala palatului că avem nevoie de tine aici. Mă, simpaticilor, vă e frică că vă iau locul, mă. Mulțumesc. Să știi că... știi care e chestia? Știi de unde îmi dau seama că țin foarte mult la tine și te iubesc oamenii ăștia? N-a trebuit să le spun de multe ori. Știi? E ca și când, băi, hai, vrei să-l ajutăm pe... Da, mă, hai. Și eu cred că așa este lumea în televiziune. Și așa trebuie să fie. Nu știu dacă e, așa, dar așa trebuie să fie. Trebuie să fie lumea în general. Așa trebuie să fie lumea în general. Da.
Dar știi cum e, s-a întâmplat ceva, îmi pare și cu lumea asta toată. Mi-și ca luată lumea la vale, nu știu. Eu îți spun că, deși atentă, am emoții cu piesa asta. Pentru că este departe cea mai grea piesă. Eu am cântat multe piese de ale acestui compozitor. Dar asta e grea. Dacă greșesc, și mă refer și la cei care se uită, iertare. Trebuie să încerc să nu mă analizez și pe asta. Mă strâng pereții din casă, dor de tine. Nu era? Deci Andrei mă... Ai, mă, Gina, mă, ce faci? Ce le faci, mă? Da, mă. Dar știi acum, fiime, dacă îi mai pun pe YouTube melodia asta? Că are acum lista ei de... O vede pe Delia, ce, mama, zic, nu, mama, mai că te aici lângă tine, nu știu, aș vrea mama să cânte ca Delia. E ce vede clipul cu... Da. Deci iată de aici. Deci e greu, deci... Eu am cântat multe piese ale lui Smiley. Eu când am mă întrebat, vrei să cânti asta? Zic, da, cum să nu? Stai să mă, zic, da. Băi, și eu, adică o cântam o mașină, oricum pe acasă o cântam tot timpul. Și urmează să era Andrei pe scenă, urmează să urc pe scenă. Și am avut un blank de la. Mă uit la cineva în dreapta mea, zic, auzi, ce melodie trebuie să cânt eu acum, că nu mai știu. Ce melodie? Zi-mi repede cum începe, că nu mai știu. Da, vai săraca din... Deci, cum a început să cânte Andrei și mie? Ceea ce s-a întâmplat ție cu blancul, mi s-a întâmplat și mie. Vai, și cum te-ai adunat? Asta e o tehnică din tenis. Se zice că atunci când nu respiri, asumat și controlat, nu scap de problema respectivă. Deci nu așa, vorba lui... Nu. Și cu o dată ce dai afară, uiți de toate și te trezești, pentru că versurile sunt acolo. Da! Dar n-au fost atunci, pentru câteva minute n-au fost. Zic, stai că urc, îl faci și de ei. Tot eu îl fac de râs. Deci asta n-am spus-o niciodată. Eu am o fază cu Loredana, Mama Mia. Și cântăm... Și cântăm o piesă împreună. Îți dai seama, Mama Mia, piesă cunoscută, numai că traducerea e în română. Stau și eu intru pe o ușă, în decorul de... din Mama Mia, intru și încep să vorbesc cu ea, am un dialog și după aceea urma de melodie. Deci mi s-a șters tot. Tot. Și erau oameni, și 4.000 de oameni, zic, ce spun acum? Și deschid. Și n-am deschis ușa. Fii atentă. Deci odată ce intram, spuneam primele cuvinte. Și n-am deschis, am stat așa pe ușă. Imploram divinitatea. Cuvintelor veniți mai repede. Cuvintelor, vă rog, din suflet, veniți mai repede. Și numai când mi-a venit primul cuvânt, după aceea s-au aliniat toate și am deschis și am intrat. Dar și a observat, știi că... Tu știi când intră partenerul tău de scenă? Ala, s-a aranjat într-o oglindă. La 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 la... Și a început să-și prea bigudiul, ia? Da, da. Da, intră, bă, odată, bă! Știi? Ei, asta, deci... Aici, Loredana, iarăși, e o persoană simpatică. Da. Deci Loredana e super mișto. Băi, femeia este... Ah, da, e Loredana. Loredana. Ce al ei, da. Bă, e pus deoparte. Deci a venit la noi odată la mai știu în sezon. Să ne gătească ce venea. A gătit foarte bine. Și ne-a cântat o piesă. Deci ne uitam fascinați la ea. Da. Bă, umple locul în care intră. Da, asta da. Da. Mă strâng pereții din casă. Cum începe? Mă strâng pereții din casă. Dor de tine, dor de tine. Simt cum tăcerea mă pasă. Dor de tine, dor de tine. Dormitor e furtună, e prea rece, plouă într-una. Oglinda parcă-i nebună, se strâmbă la mine când nu ne vedem împreună. Te vântor, hai acasă, eu cu gândul la cât ești de frumoasă. Hai strigă vântul, hai acasă, tu cu gândul la cât sunt de frumoasă. Ne vedem noi, doar când ne vedem noi. Da, mi-e greu să... Ne vedem noi, doar
când ne vedem noi, n-avem cum să dăm timpul înapoi. Ne vedem noi, doar când ne vedem noi, doar dacă mâine e pentru amândoi. Ușile nu se închid în față, dor de tine, dor de tine. De e noapte sau dimineață mie, dor de tine, dor de tine. Pozele se anime, joacă feste, fac doar filme. Casa-mi este străină și mă ține pe afară că e dor de tine. Te strigă vântul, hai acasă. Eu cu gândul la cât ești de frumoasă. Te strigă vântul, hai acasă. Tu cu gândul la cât sunt de frumoasă. Ne vedem noi, doar când ne vedem noi, avem cum să dăm timpul înapoi. Ne vedem noi, doar când ne vedem noi, doar dacă mâine e pentru amândoi. O știe, o știe, o știe! Eu nu te aud. Eu nu te aud pe tine. Eu o scoatem din montaj pe asta. Nu, 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 o prindem. Să știi că am observat un lucru și vreau să-mi certifici, pentru că și tu ai experiența aferentă de televiziune. Sigur că e de aplaudat și de apreciat un moment perfect. Dar dacă în el se strecoară două, trei stângăcii, nu se pare mai frumos? Ba da, îl face mai real, mai uman. Mai uman. Mm-hmm. De asta suntem imperfecți. Da. Dacă am vedea ceva perfect... Da, se știe că perfecțiunea nu e la fel de frumoasă ca imperfecțiunea. Dar asta nu... Băi, iară mi-a venit mesaj. Băi, dacă încă o dată... E ultimul mesaj pe care îl citesc, pe bune. M-am săturat. E o surpriză. Ia să vedem. Una surpresa. Ha, o știu pe fata asta. Mi-a venit mesaj. Atenție. Ia să vedem. Salutare, Ginuța te pup, Horică, îți mulțumesc pentru că m-ai invitat să iau parte la această surpriză. O să încep cu lucrurile cu adevărat importante. La mulți ani, fată frumoasă. Mulțumesc, la mulți ani, să fii frate. Sănătoasă, să fii fericită, să fii iubită și să te bucuri de toată frumusețea asta de pe plan personal, dar și de pe plan profesional. Și mulțumesc. Pentru că am ajuns la planul profesional, aș vrea să spun că n-a fost o sarcină ușoară să țin locul. Ba din potrivă, toată lumea știe cât ești de muncitoare și de responsabilă și că ești iubită atât de echipa de producție, cât și de colegii de platou, cât și de concurenți. Așa că așteptările au fost mari, dar m-au ajutat foarte mult sfaturile și susținerea ta de la început, pentru care îți mulțumesc din suflet și sper că într-un final a ieșit treabă bună. Acum nu ne mai rămâne decât să ne gândim la un plan de rezervă în cazul în care, cine știe, rămânem însărcinate în același timp data viitoare. Vă pup și vă îmbrățișez! Mulțumesc frumos, mă! Irina, ești gravidă? Dar putem fi! Da! Hai că dăm mesaj. Bă, uite, mâine, ce faceți vineri seară? Hai că vă punem alarma să sune, știi? Ne vedem noi acum, când suntem gravide amândoi. Da. Ne vedem noi. Uite, cei din presă, știi ce n-au zis tot timpul? Ba, o jigneau pe Irina, ba, mă jigneau pe mine, ba, că am fost înlăturată, ba, că Irina nu-i suficient. Nu, urât, știi? Tot timpul, prin comparație, trebuia să o valorifice pe una dintre noi, știi? Și urât asta, că suntem diferiți, slavă Domnului, cu toții. Și că ziceau așa că e o chestie că, că eu, mamă, mi-e frică să-mi ia locul sau că Irina nu... Dar atunci când a plecat Irina în Asia și când a venit și pe mă și la șef, băi, am sunat-o și noi ne știam, dar nu atât de bine cât să avem numărul, să am eu numărul de el de telefon sau invers. Și am zis, băi, uite, îți dau câteva sfaturi, că e un proiect foarte greu, Asia Express, și eu n-am știut de la început, m-am lovit de greutăți și cumva îți dau soluția ca să nu treci și tu prin ce am trecut eu, știi? Uite, la cadru, ia-ți la tine tot timpul să ai pe teren o chestie. Adică încercam să... O ajut. Da, să o ajut. Și chiar cred că am ajutat-o. Absolut, cumva, absolut, e normal. E un proiect foarte greu. Da, și tot timpul oamenii ziceam, stai puțin că nu se suportă, stai puțin că de ce, că e mai bună Irina, e mai bună Gina, e mai bună... Nu, e adevărat. Suntem... Am două firi foarte mișto,
Acum, cât îți plac blonde sau că îți plac brunetele, e fix alegerea ta. Dar fiecare își face treaba cum poate mai bine. Eu, când au fost cei trei paralei aici, cei trei șefi, i-am zis felicitări, dragul meu Sorin, pentru succesul reportat cu Asia Express. Te rog să-mi spui, Cătălin, cum a fost în America. Mi-a spus că el nu știa o bobă spaniolă și brusc i-au venit toate bobele când e vorba de bă, dă mașina cu lasă-mă, du-mă acolo, vamos, vamos conmigo, por favor, să nu ne parte. Și după aceea mă uitam către Florin, zi Florin. Ce? Zi Florin, tu unde te duci? Tu cu cine te duci? Cristina era acolo, deci practic da. Și el a zis, băi, nu, dar dacă m-aș duce cu... Practic, și lui e frică, dar a încercat, pentru că fiecare dintre noi avem... Băi, pot să depășesc bariera asta, știi? În afară de mine, că nu pot să plec, i-am zis și lui Mona, i-am zis, nu pot să plec, pentru că cui să las copii? O să zic, tati, fiecare seară, nu pot. Dar tu ai fost de curând în America. Nu, eu n-am fost în America. Am trei sezoane de Asia Express. În America a fost Irina. Uh-huh. Și atunci tu, pentru anul viitor, te pregătești? Băi... Zi. Nu știu. Nu cred. Nu știu. Doamne, știi ce luptă se poartă în mine? Eu, Asia Express și America Express, na, cam e același lucru, doar da, că... Da, da, da. E un proiect care e pe sufletul meu. Mă reprezintă... Mie îmi place joaca. Mi îmi place aventura. Eu sunt un semn de foc. Eu am nevoie de acțiune. Acțiune, mm-hmm. Știi? Mi îmi place să călătoresc. Mi îmi place să întâlnesc oameni din alte culturi. Mi îmi place foarte mult proiectul Asia Express. Stai sceptic, ca să înțeleagă lumea. E vorba de 6 luni sau 3 luni? Sunt 2 luni. Două luni. Ai, nu, că mă enervez acum. Dar cum să-i explic eu unui copil de un an și 8 luni? Două luni. Că mama va lipsi din viața ei. Luni. De... Și în afară de asta, de ce mi-e cel mai rău frică? Te ascult. Tot de mine mi-e frică. Mi-e frică că dragostea asta, dorul ăsta... pe care o să te eu îl voi simți, nu m-am lovit niciodată de el, da. Adică nu-l știu. Da, și înțeleg. Mie că, zi-ai seama că sunt bani mulți băgați la mijloc, e un proiect în care sunt implicați foarte mulți oameni. Să nu periclitezi tu. Da, mie că nu-l pot gestiona cum trebuie. Iar eu când sufăr, pe mine când mă doare, eu nu pot să o joc. Adică eu, dacă mă refer la legat de copil, păi eu de copil, eu nu există... Fără bariere. Știi? Și mi-e frică de mine. Pentru că eu nu prea le aveam cu dorul, știi? Nu, mai plecam prin lume cu asta. Pe urmă a început așa... Da, cum mi-a spus, Marică, v-ați dus cu ea în Seychelles am fost cu ea. Păi stai puțin și nu... În loc să te distrezi, dar trebuie să veche. Da, trebuie să veneam copilul la plajă, era Andrei din apă, dă-mi să hai să fac baie cu ea. Stai puțin că a făcut caca, duceam înapoi, te schimbă copilul, schimbă scutecelul, pune el la iar de apă, iar ești cu... Deci, na, numai asta am făcut eu. Uite, vreau să spun un singur lucru din experiența mea proprie. El nu va ține minte... Ea nu va ține minte acum că la 3 ani... Dar noi vom ține minte, nu? Da, las că o să compensez ulterior. Dar dacă te liniștește, pot să vin eu cu tine. Pot să vin eu cu... Dar nu mă bag în emisia, spune-mă. Nu. Vin pentru Gina, stau acolo, plânge, se descarcă la pieptul meu și după aceea își rea mișina de prezentatoare. Nu, mi-ar fi foarte greu. Mi-ar fi foarte, foarte greu. Păi am plecat primele 5 zile, prima noastră vacanță în 2. Zic, bă, avem nevoie și noi de vacanța corect. Asta. Și a venit mama lui Andrei, cu Bona, a stat 5 zile la noi, cu Josefin, și am plecat, da? Mamă, eram în mașină, în drum spre aeroport, zic, Doamne, în sfârșit, sau... Dar la ce mă gândeam eu? Zic, păi, ești nebun, dacă o să mi se facă somn ziua, pot să mă culc după amiază, fără să mă uit, stai puțin, să fac programul în funcție de copil. Dă-ți seama că pot să dorm până la 9:30, dacă vreau, adică la genul ăla eram... Da, da. Și am ajuns am urcat în avion, în fața mea un cuplu cu un copil care avea un an. Da.
Și eu cumva între, prin spațiu dintre cele două scaune, da, vedeam fix copilul. Și mama stătea pe scaun și îl ținea băiețelul cu fața spre ea. Și m-am uitat la copilul ăla, cum o privea pe maică sa, se uita la ea ca la Dumnezeu. Băi, atât de mi-a pătruns, zic... Și am uitat la Andrei, mi s-au umpluseră ochii de cu lacrimi și Andrei zicea, trebuie să nu încep să plângi. Dar de ce? Uite cum se uita. Și o să fie ce face acum fără noi. Deci, nu știu, cine am ajuns, iubita mea, nici n-am ajuns în vacanță, în concediu. Da. Tu de seama în două luni de zile. Băi, stai. Hai să-ți o spun pe dreapta. Tu o să ai despărțiri de o săptămână, o lună, poate uite și două. Știu, dar poate când va fi fiica mea mai mare, ca să înțeleagă. Atunci o să rețină mai mult. Dar atunci o să îi pot și explica. Foarte n-am bine. N-am cum. Aș pierde etape importante din... Copilul se schimbă de la o săptămână la alta în stadiul ăsta acum. Deci a fost Andrei plecat 4 zile și se uita azi dimineață la ea, făcea, mamă, de mișcări lasă de când le are. Deci fiica mea acum face schimbe de alea, se lasă pe jos, nu știu de unde le știe. Face un dans contemporan, este un doi, what? Și mi-e dor, mi-al naibii de dor de proiectul ăsta. E o luptă. Da, o luptă. Dar nu ai hotărât care este deznodământul încă. Mai stai în expectativă, ca să zic așa. Da. Dacă vrei, poți să rămân aici, că alu Tiberiu, Andrei Maria. Sau, uite, o luăm la noi și... Da, dar și știi eu... cum? Deci în momentul în care văd un copil mic, pentru că asta e bestial, 8-9 ani, tu știi cum? De fiecare dată când ne-am dus la o întâlnire, Mina era așa, am eu grijă de el. Și stătea cu copilul așa mic, stătea mână în brațele ei. Deci nu e problemă. Ai 2-3 babysitter, nu e o problemă. 4-5. Nu, că și Andrei se descurcă foarte bine. Deci e incredibil. Tu îl știi așa pe Andrei, nu? Da. Este îndemânarea, nu-i punctul lui forte. Deci eram însărcinată. Și a încălzit el ceva la cuptorul cu microunde și practic trebuia să facă 3 pași până la masă, da? 2 pași, o rotire. Și cădea din farfurie. Și mă uitam așa însărcinată fiind și zic, Doamne, cum o să țină copilul în brațe? Dacă... Zic, cum? Băi, deci atât de bine s-a descurcat. Deci... O las pe Josefin cu Andrei fără nici o grijă. Bine, pe urmă cum găsesc casa e partea a doua. Asta e stresul meu cel mai mare. Dar se descurcă foarte bine. Hai să lăsăm subiectul ăsta deschis și să ne gândim la lucrurile de genul ăsta. Eu aș vrea să spun că... O melodie pentru fiecare. Nu, acum este... Ne-am apropiat... Fără, doar și poate. Da, da, dar nu te uita așa la mine, tu care mănânci burger și câți la pian. Tu. Ne-am apropiat de cele 10 întrebări. Da. Mă rog, sunt 11, domnul cu dată. Și ce trebuie să... Nu, mă, joc Tetris sau joc de la Super Mario sau ce... Îți amintești când eram... Da, Tetris, Doamne, ferește. Întrebările sunt așa. Georgeta, Gina sau Ginuța? Gina. Dar Ginuța am zic toți oameni. Deci e o chestie ciudată. Uite-mă pe Ginuța, dar nu știu de ce țin să-mi zică Ginuța. Cred că e de drăgălașă, nu știu. Mă gândesc că asta o fi. Dar tu știi cum îmi spun mie? Ce faci, Mircea? Da, ultima dată! Mircea, fii ei! Horia. Mircea, fii atent! Nu știu ce au cu Mircea, nu știu de unde vin Mircea, că nu se potrivește de niciun fel. Mircea. Bun. Cină romantică sau picnic rustic? Picnic rustic. Știi că lui bărbatul nu-i place glampingul. Da, asta e o... Da, uite aici nu... Așa rompare, jur. Vă știu auzit. I-am zis, dar înseamnă că nu mă iubești dacă nu-ți place. Nu. Îți zic cum să dau. Dacă, nu, băi... Anul începe și fiecare an aduce. Dragul meu, mie îmi place o chestie. Vreau să te sacrifici puțin pentru chestia asta. Mă iubești? Vii cu mine. Punct. Numai că eu îi spun asta, adică mă pregătesc să-i spun asta la nevastă mea. Uite, dragă, eu am auzit că se fac multe croaziere în lume și vreau să te iau cu mine într-o croazieră. Găsește pe altcineva.
iubita mea, nu pot să o iau niciodată într-o croazieră. Și am auzit atât de multe lucruri despre croaziere și vreau să văd cum sunt. Cum sunt locurile, așa, vorba aia, nu sunt tip. Și mai încerci și la anul. În fiecare an. Da. Deci, nici drubețiile pe munte nu. Îi place doar să fie așa pe dânete, da, drept așa, nu vrea cu urcare și coborâre. Urcare și e senzațională. Mie îmi place la nebunie, iubesc muntele. Iubesc. Când ai fost ultima dată pe munte? Acum 3 ani, în urmă cu 3 ani. 3 ani? Uh-huh. E cazul. Băi! Mi-e dor de natură. Stai. Dăm un pic. Hai că facem lista. Nu, gata. Nu. Da. Nu se poate așa ceva. Dar uite acum, de când nu am pescuit, vreau și eu să... Scrie. Vreau... Prima. Am zis prima zi. Foto. 2. Muzica. 3. Drumețiile. Bun. Perfect. Nu peste un an, nu că una în fiecare an. Să ne înțelegem aici. Deci, foto, muzică, drumeții. Fii atent cât te mai întâlnim astăzi. Fii atent aici, nu glumesc. Vezi că verific. Gina, da. Tu ai voce. Dacă ai participat la un concurs de voci, pe cine ai alege ca antrenor? Pe Smiley sau pe Kirila? Întrebăm aici podcastul nostru, atâta. Mai sunt întrebări, dar nu e momentul să le punem pe toate. A fost o erai și tu acolo în ăsta? Că stai puțin, că nu acum, că mă gândeam la ce. N-am zis, la un concurs de voci. Poate să fie și tip-top, mini-top. Băi, da, pe Kirila pentru nebunie și pe Andrei pentru... Pe Andrei e foarte... Echilibru suprem. Da, și e muncitor și e atent la... Da. Scuze-mă, ai auzit piesa noastră? Până la urmă? Da. E foarte faină. Mulțumesc. Mergem mai departe. Fii atent. Nu. Romantic. Ăsta nu e romantic. Pe patul lui și cu muzica lui sau pe patul tău și cu muzica ta? Pe patul nostru și cu muzica lui. Oh, nu! No. Oh, nu, pe asta nu o povestesc, nu. No. Joy to the world. Ok, atenție. Josephine, muzician sau prezentator TV? Ce vrea ea? Nu, ce vrea ea, dacă o să fie muzician. Bun. Asta e o întrebare cu tâlc, dar în același timp frumoasă. Cu Smiley, e simplu? Acum da. Și că 3 bătăi de baseball și 3 curele le-am rupt. Acum tot e liniște în Danemarca. Acum vis-a-vis de tine, improvizație sau cască? Cască. În cască? În cască. Ai tras vreodată cu pistolul? Da. Sunt foarte bună și cu arcul. Sunt foarte bună. Iar acum... E instinctiv. Iar acum întrebarea roșie. Stai că trebuie să fac și o parodie. Pistol de calibru mare sau mic? Kalashnikov. Și ai putere și senzualitate în voce. Băi, te-ai gândit vreodată că s-ar putea bărbatul să nu te lase să ieși pe piața muzicală pentru că ai putea să-l surclasezi? Da. Haide.
Asia Express sau Șef la cuțite? It zis! Ca fel de a fi... Ah. Ce mă... Dacă ar fi să o descriu pe Gina, ar fi Asia Express, așa cum sunt eu cu totul. Da. Da. Tu știi unde ai fi tu în elementul tău? Mm. În escape room-uri. Da, vezi că mă duc, n-ai înțeles. Eu n-am fost niciodată. Vezi că sunt super bună la asta. Mie mi-e frică de un lucru. Vai. De la chestia asta, nu v-am spus niciodată. Mie mi-e frică de... Deci, e ok să stau aici în casă. Aici. Mm-hmm. La academie aici. Dar dacă tu închizi ușa aia, și închizi toate ușile, fereci toate ușile, și îmi zici, acum trebuie să cauți clue-uri și indicații și tot felul de... Și timpul trece. Și nu o să ieși niciodată pe ușă dacă nu găsești cheia. Dacă îmi place. Voi, la nebunie îmi place. Deci, ca să înțelegi la ce mă uit eu, mă uit la filme și seriale de-astea psihologice, cu criminali, polițiste, dar polițiste nu de-alea de... Nu, de-alea. Grele. Da. Man Bomber, ăla, ai văzut? Mindhunter îmi plăcea. Uma Barmer sau nu cum e. Nu mai știu, astea îmi plac. Mai sunt multe, polițiste. Sunt atrasă de tot ce e paranormal și de-astea, wow. Tan 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 na 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 na. Doamne și domnilor, nu este paranormal. Este chiar Gina care trebuie să răspundă acum la o întrebare dură. O secundă și a fost de ajuns. O secundă și a fost de ajuns. Am privit-o, inima mi-a pătruns. La 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 la. Dacă ăsta era preambulul. O secundă și a fost de ajuns. Ție, cât ți-a luat să-l descoperi cu adevărat? Mi-a luat ceva timp. Deci m-a atacat psihologic Andrei în primul an de relație. Andrei este un om foarte mișto. Dar e un pic mai introvertit așa. E foarte, foarte greu te lasă să intri în sufletul lui. Iar eu îi spuneam eu, zic, cred că universul mi te-a trimis ca să învăț lecția răbdării pe care nu o aveam deloc. Da, și mi-a luat. Dar eu cred că eram acolo în sufletul lui, doar că nu vreau să-mi arate. Băi, v-am spus să nu mai trimiteți mesaje. Haideți mă, pe bune, că mă supăr chiar și eu acum. Vreți să cunoașteți drăcușorul din Gina? Vrem să o cucerim pe Gina. M-ați cucerit deja. M-am săturat să tot găsesc mesaje de la voi în telefon. Ia zi. Cine? Cine și ce vrea de la tine? De la ce vine? Hello! Gina, să știi că Brenciu m-a rugat să-ți fac un mesaj de la mulți ani, pentru că știu că ești invitată la el în emisiune și m-am gândit să-ți fac acest mesaj din locul meu preferat din casă, adică acolo unde îmi petrec cel mai mult timp, aici. Stai puțin să pun pe pauză. Nu, simpaticule, doar ce se vadă și PlayStation-ul ăla. El s-a filmat de la sală. Lasă, întoarce-ți pe PlayStation, lasă, zi-o... Aia, dreapte. Vreau să-ți urez așa, ca pentru emisiune, să fii fericită, la mulți ani, să fii iubită de cine îți dorești tu, cel mai important, și să-ți faci mai mult timp pentru tine. Josephine, ia mâna, de pe gantele aia. peste o lună trecem la 30 kg. Hai, te pup că... Josefina a luat gantele. Josefina a ajuns la gantele de 30 de kilograme. Noutăți pe piața de fitness din România. Deci Andrei a făcut pentru mine niște... Mi-a făcut niște surprize atât de fain de ziua mea. De... am podobit curtea cu tot felul de luminițe. Ne-am ajuns, plângeam ca neroada la poartă. Nu voiam să intru în curte. Deci plângeam pe la poartă. Și am găsit curtea împodobită ca... În povești. Deci nu întrebați cât a luat să dăm instalația jos din copaci. Cât timp ne-a luat. Eu m-am gândit și la asta. Zic, mamă, să vezi cât ne-a să dăm astea jos din copaci. De pe casă. Dar am plâns la poartă.
Pentru că nu prea v-a făcut nimeni lucrurile astea pentru mine. Nu știu, eu tot timpul am arătat că sunt un om foarte puternic și că n-am nevoie de mici chestii și mici, să fie omul atent, că steamă puțin, că hai să iau un bilet la concert, că știu eu că îi place artistul ăla, știi? Așa, și într-o dimineață, la fel, aveam eu de ziua mea filmări, mă pregăteam, mă întreba Andrei seara, ce program ai mâine, cum, la câte filmări? Păi zic, la ora 10 să fiu la platou. Ah, și la câte trezești? Cum? Eu nu înțelegeam, tu mă întreba așa de trezitul, că de obicei zice, bă, nu mă trezesc dimineața. Păi zic, mă trezesc să mă duc să-mi spăl porcul, știi că ăsta e ritualul meu în fiecare zi. N-ar, să-mi pun baza pe față, să... Aha, și la baie cât o să stai? Ca de obicei, două ore? O să-ți ia mult? Și el îmi pregătea o surpriză pentru a doua zi, unde am trezit pe un pat fiind, m-a auzit așa o muzică clară. Și era în living-ul nou un cuvertă de coarde care cântau melodiile și de la el și melodiile mele preferate. Deci toată filmarea eu sunt plângeam cu muci la nas. Deci nu aveam cum să băiară lui fii mea în toată filmarea aia, că eram ceva, Doamne ferește, e surtă când plâng. Dar a fost atât de frumos. Cred. Și pentru mine lucrurile astea sunt foarte importante. Sunt adică, cele mai importante. Ți-am zis la începutul relației, când nu aveam eu răbdare, că eu trebuia să știu clar care e următorul pas. Așa funcționam eu ca om. Băi, era ceva înăuntru meu care îmi spunea... Nu, înăuntru meu îmi spunea, ai răbdare. Ai răbdare. Ai răbdare. Ai răbdare. Și acum înțeleg, uitându-mă numai de ce a trebuit să am răbdare. Că Andrei este fix omul de care eu aveam nevoie și că avem copilul ăsta minunat pe care l-avem. Să vă trăiască. Eu mă îndemne să plâng. Las că o să plâng și eu, stai așa. Dar o să plângi mai dar fii de aici. Să intre... Josephine, intră, dragă! Așa. Tu de obicei colinzi? Da. Tu ar trebui să știi... Tu, la flerul tău muzical, ar trebui să știi toate colindele. Vorbesc serios. Asta este asta e melodia mea preferată de Crăciun. Și da, cred că mi-a spus. Am plecat să colindăm, dom, să înălțăm, când boierii nu s-a casă, dom, să înălțăm, când boierii nu s-a casă, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm, că am plecat la vânătoare, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, să înălțăm, să vâneze căprioare, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm, dom, să înălțăm. Da, apropo de domnul ăsta, de domnul ăsta, noi eram în Grecia cu Spic și Ștefania și nu știam ce pune să cântăm. Am plecat eu și Ștefania. Și la care, Andrei, ați plecat prost. Hai să mai luăm încă o dată. Hai, încă o dată. Noi eram, am plecat să colindăm, domn. Ați plecat prost. Hai, mai. Deci aia a fost fața. Unde te duci să colinzi anul ăsta? Aveți în obicei chestia asta? Nu, din păcate, nu. Am pierdut asta, n-am mai făcut-o de când eram copil. Uite, îți dau o soluție. Că și am pierdut-o. Dar mi-a adus aminte Bobonete, vecinul nostru de aici. Îmi dă telefon pe 23 de fiecare dată și îmi zice, hai! Unde? Hai, ia-ți copiii și hai! Și am luat toate casele din jur și ne-am dus pe toată... Deci pe toate pe aici, la Mărginanu, pe la nu știu, toată lumea aici. Și dacă sunt oameni de colindat în altă parte, ne suim în mașină, mergem direct la ei. Mamă, ce frumos! Vreau și eu! Nu spune asta de două ori. Vreau și eu! Dacă o spui a treia oară, te iau de Crăciun. Vreau și eu! E foarte frumos! Da, dar suntem cu... Iubire, cât copii au fost? Dar vin și cu fiica mea, stai puțin. Băi! Dar vin și cu fiica mea, mă. Băi, ai, băi ai dreptate. Place. Băi, ai dreptate, mă. Fii atent cum sună asta. Toma. Am cunoscut-o pe Josephine la un Crăciun. Da, 30 ani mai târziu, știi? Da, 30 ani mai târziu. Peste 2 ani. Am cunoscut-o pe iubita mea. Când am 10 ani, am cunoscut-o pe iubita mea Josephine la un Crăciun. Urlam amândoi și ne-am strâns de mână, pentru că alții urlau și mai tare. Dar cred că o să fie experiență foarte mișto pentru ea. A, bestial. Bestială. Da. Mai ales că primii copii sunt aia din față.
Că o să-i și... placă, îi place, îi place să se integreze, îi place să uite la ceilalți copii ce fac, vrea și ea să facă. Da, mișto. Deci dacă nu i-am de acasă, eu pe fii mea și venim și noi. Stai puțin, stai că nu pot să... Da, da, da. Trebuie să întreb, adică așa se întreabă oamenii. Întreabă pe al meu ce face de... Nu pe al tău. Întreabă și pe al meu, ca să nu zică că... Nu, o să-l întreb și pe al tău, dar întreb pe Bobo. Bine-ai venit. Momentan, numărul pe care l-ai apelat nu este disponibil. Nu vreau! Băi, și erați prieteni buni, e? Da, mă, sigur, este numărul. Dar nu mai chis telefonul, e doar o greșeală. Nu este semnal aici. Bobo! 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 Bobo? Bine ai venit. Momentan, numărul de telefon pe care l-ai apelat. Nu vreau să te ascult. Cine știe unde fi plecat? Și acum să sun și eu, să-i cheamă și să răspund la mine. Are concert? Păi ia-l întreabă-l. Bobo sau Andrei? Nu, Andrei. Sună, sună copil. Sună periculos, dragi cum stă mai jos. Sună primejdios, nu mă răspunde că nu-i curajos. Deci nu cred că mă-i sună în momentul ăsta. De ce? Pentru că Pavel tu mai vorbeai despre tine. Deci acum, exact acum vorbea Pavel despre tine. Și de bună, tu ești obsedată brânciul de Gina, bate-i de bună. Auzi, mă, o fi Pavel obsedat de mine, dar eu sunt obsedat de Gina, să știi. Da? Vreau să-ți spunem câteva lucruri, ca să nu te surprindă când o să le afli. Deci, în primul rând, și dacă vrei, bine, dacă vrei să vii, Gina și Josefin vor veni cu mine la colindat. Când? Pe 24 către 25, vii și tu? Nu cred. De ce? Nu cred că vor veni. Nu știu. Deci, facem consiliul de familie. Ok, eu accept și consiliul vostru de familie, să știi. Da, trebuie să avem un consiliu de familie. Bun, vezi că Gina a scris o listă, da, de care se va ocupa anul viitor. Așa. Și sunt câteva dorințe de a ei, să ți le spun foarte clar. Vrea să se apuce de fotografie, să reapuce de fotografie. Da. Vrea să facă mai multe drumeții pe munte. Da. Vrea să se apuce de muzică mai serios. Iar te mai râs cumva la ultima chestie? Uh-huh. Nu, era altcineva care râdea aici. Uh-huh. Și după consiliul vostru de familie, o să mergem cu toții la colindat. Bine, mă. Perfect. Asta doar ca să nu fii... Am căscut pe 23, mă. Păi, putem merge și pe 23, dar întâi să vreți. Eu sunt la Vocea României, avem finala. Unde se duce ea pe 23? N-am știut, iubitul, unde aia este să sune pe tine înainte. Da, pe mine. O să facem, dacă vrei, mă rog, o să rezolvăm și cu Vocea Blanduziei și cu colindatul. Pentru că trebuie să filmez aici, mă, sunt la cadru. Deci la cadru acum? Da, mă, dar chiar la cadru sunt aici cu busul, cu toate... Cu busul? Ești acolo cu busul? Da, cu busul, cu Pavel, cu toată lumea. Acum trebuie să cântăm imnul, hai. Trebuie să cântați imnul? I love you. Hai. Pa, deșteaptă-te, române. La revedere. Pa. Hai, închide tu primul. Ba nu, ba tu. Nu, tu. Ba nu, ba tu, tu. Am crescut pe 23, mă, că pe 24 plecăm la Pitești. Pe bune, plecați la Pitești, da. Acum? Bun. Plecăm. Nu acum, plecăm pe 24. Anul acum de Crăciun. Ok, una peste alta o să fie o... Vreau să fie clară lista asta, mm-hmm, și, pentru că știu dorințele tale, acum o să se împlinească. Știi de ce? Mm. Pentru că nu vom cânta. Na 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 na. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.
trăiască la mulți ani. Cine, cine să trăiască, cine să trăiască la, 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 la mulți ani, mulți ani. Gina să trăiască, Gina să trăiască la mulți ani. I give you my heart, I give you my heart. Nu, știi ce asta? Don't go breaking my heart. Hai! Dar nu știu. Cu la la la. Doamne și domnilor, de ziua Ginei cântăm numărul pe inima, surioară. Don't go breaking my heart. I won't go breaking your heart. Don't go breaking your heart. Ne-o Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Honey, eat my cake, darling. Yes, I... Don't go breaking my heart. I won't go breaking your heart. Mamă, ce anume? Iar acum, doamne și domnilor, cu toate că știm dorințele, dragii mei, se pune o dorință, copii, atenție! Ți-ai pus dorințele? Mă, că stau stins, formidabil! Iar acum, Eddie, o să-ți las și ție o lingură. Să știi că la podcastul ăsta, sau cum îi zice, întâlnirea asta, sau cina asta romantică pe care am făcut-o noi doi, să știi că se face așa, se bagă lingura. Nu vine cu tot, cu cuțitul, să tai. Nu, se bagă așa. Ăsta este... Iartă-mă, ăsta e ciocolată? Mamă mia! Bezation. Bezele simple sunt de ajuns. Uite, fac o chestie cu tine pe care n-am făcut-o. Adică am făcut-o. That's what he said. Dar e foarte interesant să tu ai flair-ul ăsta de a intui muzical. Și ai aici. Cu la la la. Mm-hmm. Ia. Yeah. Uite. E melodia asta, da? Asta se numește improvizație. Cum îți spune ție sufletul tău muzical? Du-te mai departe. Fii atent. Hai, una dată. Gina, hold me tight, hold me long. Na-na. La la la, la la la, la la la, la. Ba ra 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 ra, ba ra 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 ra. Mesaj. Nu, mi-a dat fiimea mesaj. De fapt, mi s-a dat mesaj de acasă. Naște Lea. Cine naște? Îți arăt acum cine naște. Asta este,
mamă, ce frumoasă este Maicu, nu? Maicu, da. Și are o burtoaie. Și are 15 puișori. Că i-am numărat, știa la ecografie. Deci până faceți voi noi voștri copii, Lea se ocupă chiar acum și naște 1, 2, 3, 4, 5. Vine melodia. Nu știi ce vă gând. Pentru că toată lumea vrea să fie o pisică. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Everybody wants to be a cat, because the cat knows what is that. Everybody wants to be a little cat, nu știu ce fac, dar eu om cat. And then died and a bleed was in back, he can help me tie. Man, you can sign, better friends with a knife, you can break a knife. Everybody wants to be a cat, because the cat is only one who knows what is that. Hamburger, I make you feel a little bit more. Everybody wants to be a cat. One, two, three, four. Everybody, everybody, everybody wants to be. Everybody, 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 everybody wants to be a cat. Această piesă este pentru Lea. Această actuală mamă care a născut 5 puișori astăzi. Deci trebuie să ne îndreptăm spre casă. Draga mea, alături de tine M-am bucurat și alături de noi s-a bucurat foarte multă lume de faptul că tu ai o inocență pe care cred că ți-o vei păstra foarte, foarte mult timp. E zestrea mea. E zestrea ta, foarte bine zis. Îți mulțumesc tare frumos că ai... Eu acum trebuie să realizez că ai făcut un sacrificiu venind de aici pentru că ai lăsat copilașul acasă. Și acum ți-e dor de el, inevitabil. Mulțumesc frumos pentru invitație. A fost o plăcere. Data viitoare când ne vedem de... Dacă ne vedem la de Crăciun... La nunta copiilor noștri. La nunta copiilor noștri. Dar până atunci de Crăciun, dacă ne vedem, o să-ți aduc un hamburger pe care o să-l mâncăm între case. De la Colin, de la altă Colin. Ce faci? Hai să mâncăm hamburger. Da, să văd cum are, dar ar fi fain. Chiar aș vrea să facă Josefina asta cu noi. E fain să mergem la colindat. Aceasta este melodia Lucruri Simple. E simplă. E important să știi că această melodie dă titlul albumului, adică dă titlul podcastului. E în do major și începutul e așa. Lucruri simple sunt de ajuns, nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, oh, baby, ca un fulg în palma ta, n-ar fi prea puțin, n-ar fi prea puțin. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru, eu și tu. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Și ce pericol! Imediat. Să prindem. Oi! Mie-mi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața de
sângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă iert și speranța nu te vei schimba. Eu și tu, tu și eu. E de ajuns doar muzica, e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra, voi păstra. Mea. Mulțumesc! Gina mea, frumoasa mea! Știi ce-mi place? Ce la tine e foarte, foarte mult legat de muzică? Mm. Ai o fericire așa de câte ori cânti. Ai o fericire pe care puțini artiști o mai au așa. Zici că acum ai început să cânti, știi? Nu, da. nu, mă refer la... N-am cântat, adică... Mă refer la... Nu te-ai uzat în timp. Aha. Înțelegi? E un lucru foarte mișto. Adevărul e că mă tot gândesc la faptul ăsta și mă uit la oamenii ăștia de 60 și mai mult de ani, că foarte puțini își mai păstrează vitalitatea. Uh-huh. Adică eu acolo, le lipsește curajul, știi? Dar nu neapărat că au 60 de ani sau că au... Pur și simplu, sunt unii oameni sunt care... Sunt unii, chiar, da, ai dreptate. Se... Înainte să împlinească o vârstă, da, deja, da, băi, am depus uh-huh. armele, nu mai am pentru ce să mă rog. E într-o urechi. Ia e bine. Micuță, dar de ce? Dar de ce? Uite, am avut o... Portul plecat. We wish you a Merry Christmas. We wish... Hai la colindat. Hai trecem mănâncă tortul.